Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IG IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Mi-am propus eu să vă mai aduc cu oameni care să facă chestii la care poate nu vă așteptați. Iar invitatul meu de astăzi este multiplu campion la karate, Kyokushin, este antrenor de kickboxing și a făcut și niște MMA. Nicu Stoian, bine ai venit, Nicu! Bine v-am găsit! E genul de om ca așa că dacă te întâlni pe o alee întunecată, <laughs> avea ceva emoții. E, nu neapărat, poate de la distanță, de obicei mi s-a spus așa, mi-au spus oameni care mă vedeau de la distanță că păream așa inabordabil și eu știu comunicam, că ar fi greu de comunicat cu mine Dar după ce m-au cunoscut că, a, de ce de treabă ești de fapt da, da, Dar nu știu cât de de treabă poartă așa de la distanță, că mă uit la monturile tale și nu sunt monturi de băiat care bată la tastatură. Păi poți să bați și la tastatură, poți să le combini, dar ideea este că la noi, la sportul ăsta, cam trebuie să-ți întărești și asta e o zonă importantă. Da, o, da înainte idei. să intrăm în istoricul tău și să, așa, am o, am o, curiozitate, poate s-ar putea să pară un pic sinistră. Mâinile tale sunt cumva registrate la arme albe sau armă, armă mortală? Eu cred că pentru sportivii de genul ăsta de sport, cred că în lege, la un moment dat, dacă ar fi să fie să se întâmple ceva, o situație nefericită, cred că acolo s-ar încadra la un moment dat. N-am fost pus în situație, dar așa am auzit. Nu sunt avocat ca să cunosc legea, dar așa mi s-a spus. Am tot auzit chestia asta. Deci nu e legendă. Nu știu, dar așa mi s-a spus că un sportiv care practică arte marțiale și eu știu, este profesionist, la un moment dat, dacă își folosește abilitățile fără să folosească armă albă el, faptul că este antrenat poate fi încadrat la. Pedeapsa care ar fi fost pentru unul normal care avea armă yeah, albă. Arm, dar arm, ar, arm, ar, ar, dar nu am probat, adică n-am fost atât de interesat de subiect că știam că n-am. -am, de deci, face. deja vă cred că v-ați dat seama că e un tip de treabă, dar să nu-l superi. Uh, e <coughs> el Nicu Stoian care face karate kyokushin uh, din secolul trecut, de prin 93. <coughs> Ce, <coughs> Ce fel -ă sună? Din 93. M-a apucat oarecum târziu, aveam 15 ani. La 15 ani te-ai apucat da. de karate. Ce-ți-a venit? Eu, de fapt, căutam, eram la vârsta aceea când băieții, la un moment dat, se înalță așa mult și nu sunt, eu știu, în ton și cu masa musculară și căutam un loc unde să fac forță, să trag de fiare. Cumpărase în primul număr la revistei culturism și scria, era culturist la domiciliu și tot lucram pe acasă, făceam flotări și am auzit că la un kilometru unde era sala de karate, la un kilometru de casa mea, în Gilava, era o sală unde se făcea antrenamente de karate. Nu știam eu ce înseamnă Kyokushin sau care e diferența. Și... Numai, deci câte, câte, informații importante <laughs> într-o frază. Deci, atenție, karate, Kyokushin, fiare, salut de forță, culturism, jilava. Toate da. astea, pune toate astea într-o frază și ține se Nicu Stoian. <laughs> <laughs> într-o primă parte a vieții. <laughs> exact, exact. Uh, și te-ai apucat de că, uh, culturism. Nu, culturism. Mie vreau nu. să fac forță că mi se părea că sunt prea slab. Uh -huh. Și acolo am dat de antrenorul meu, de Shihantu Ader Florian, care m-a îndrumat din primele lente, cât m-ar costa dacă mergi și o să fac forță, zis, nu mă costă nimic, dar nici nu o să stea cineva să mă antreneze că ei au greutățile alea acolo pentru cei care fac karate să se antreneze și pe partea de forță, că e un sport, eu știu, este un antren complementar. Da și eu, fiind încăpățânat, n-am putut să recunosc din prima că aș fi atras de casă. Mi-a de ce nu vii la karate? Și eu, că nu îmi place, că nu știu ce. Până când am dus vreo două, trei luni așa, făcând forță, dar trăgând și cu ochiul pe acolo, mai făceau ei cata, tehnică de bază, nu mă simțeam atras la vremea aia. În schimb, m-au invitat la un campionat național de seniori în 93, unde a luptat și profesorul meu și mai mulți care, na, după aceea i-am cunoscut pe toți și când am văzut cum se luptă și că e full contact și că e lupta adevărată că pe mine asta, eu mă gândeam că la karate percepeam că nu e chiar așa real. Un pic de coregrafie, așa de balet. Da, mă gândeam că e semi-contact nici nu știam eu tehnologia asta dar nu mi se părea că e ceva dur. Și uh, când am văzut că e luptă tare și că e foarte dur de era în weekend, luni m-am dus și m-am scris la karate. Asta -a trebuit. <laughs> da. Deci uh, dacă vreți așadar... Asta mai să vină apa. Mulțumesc, Radu. Deci o să ne întindem la discuție, așadar pregătiți-vă că noi vorbim mult când ne întâlnim. Așadar când ai prins gust de bătaie, când ai văzut că e un rost de contact, te-ai băgat și pentru cei care nu știu, karate Kyokushinul este uh, varianta, să zicem așa, mai fizică, nu? Mai de contact în karate. Este un... Se spune cel mai dur stil de karate. Unii mai se exprimă greșit și spun cel mai dur stil de arte marțiale. Nu, este cel mai dur stil de karate. Sosai Oyama fusese practicant de judo, fusese practicant de kempo, fusese practicant de shotokan. Peste tot unde a evoluat, a avut așa o ascensiune din asta rapidă și a fost foarte repede apreciat de toți ceilalți. Tu vorbești de fondatorul da, stilului. Da, da, da. Sosai Masutatsu Oyama, care a trăit între 1923 și 1994. El a prins niște vremuri că de început, așa, când artele marțiale erau așa foarte concentrate, zic eu, și pe partea filozofică. Păi și... sunt materie de studiu la Universitatea din uh, Tokyo, din câte știu, nu? Cred că da, ei oricum pun mare, foarte mult accentul japonezii în general pe partea asta și eu consider că nu lupta în sine a fost prezentă în om de când a apărut primul om, nu cred că au inventat uh, un anumit popor artele marțiale. Deși, paranteză fie spus, se spune că acest karate vine de fapt din Kung fu chinezesc. Da, probabil, dar uh, la un moment dat eu cred că nu lupta în sine a fost atât de mult externalizată din Japonia, cât forma de educație. Adică la un moment dat, artă marțială e și boxul și, eu știu, luptele libere, poate poți să zici că este despre luptă. Dar felul cum o prezintă cei din sporturile de luptă japoneze este un pic diferit și la un moment dat eu cred că ei au reușit să prezinte asta în lumii și a avut foarte mare impact așa, așa și succes datorită faptului că s-a pus foarte mult accentul pe etichetă, pe educație și pe formarea unor oameni care să devină niște oameni în viața lor de zi cu zi să fie puternici și să fie corecți și să aibă niște principii. Ceea ce mi se pare mai important decât să aibă doar niște abilități de luptă. Despre asta o să vorbim aici de aceea vreau să vă arăt un pic călătoria, să zicem așa, profesională a lui, a lui Nicu Stoian. Preferi așa sau preferi Sensei? Eu întotdeauna de când am predat, le-am spus copiilor să-mi spună Nicu. Dar în, în dojo se spune Sensei. Ar trebui să ți se zică Sensei, teoretic. Mai nu? mult Nicu decât Sensei. Prefer Nicu? Da, m-am simțit apropiat, am predat de la o vârstă foarte mică propriilor mei elevi am avut eu așa niște idei nu o să-mi deschid sală sau să nu o să încep să predau decât când o să termin facultatea de sport și când o să am centura neagră. Când s-au aliniat astea două, atunci am fost prima dată când am fost eu elev, profesorul propriilor mei elevi. Dar povestea lui Nicu, <laughs> să zicem așa, o să încercăm să o condensăm cât se poate, pentru că vi l-am adus ca să vă arăt un istoric de carieră, să zicem așa, sub ochii noștri, al cuiva care a la unul dintre cele mai înalte niveluri de performanță din sportul românesc, nu? Putem spune asta? La un moment dat, dacă ajungi la campionate europene și mondiale, alea e cel mai înalt nivel. Acum mm. sunt sigur că sunt foarte multe rezultate, că România are un background foarte bogat. Da, adică. Dar, dar pe, nu vreau să. Pe, pe sportul tău. Pe sportul meu, da, suntem câțiva care am scos așa niște rezultate. Pe termen lung, adică pe o perioadă mai lungă de timp. Și mi se pare că experiența ta de viață și profesională ne poate ajuta pe toți să înțelegem mai bine ce înseamnă să trăiești în sport, nu doar să faci sport. Da, că și e un alt fel de călătorie. Și la un moment dat să te ghidezi după principiile din sport în viața de zi cu zi și să se aplice perfect în orice. Atunci, hai să ne întoarcem înapoi în copilărie, da? Deci, până la da? te-ai hotărât-o cât te ai apuci de karate? Ai, ai da? pus kimono pe tine, centura albă și te apucat de... Antrenamente, susținând că eu vreau să fac doar competițional și că nu mă interesează centurile, nu mă interesează să dau examene de grad și că nu vreau să fac cata. Cata vreau fiind doar de coregrafie care... De tehnica, cum să spun eu, specifică artelor marțiale japoneze, care la un moment dat te completează și nu există să poți să susții că faci karate fără să faci și kata, și kihon, și kumite. Adică eu la vremea aia nu înțelegeam, profesorul meu a fost destul de răbdător și m-a lăsat să spun eu ce spun acolo, dar el nu a încetat în a mă direcționa în direcția corectă și am făcut și kata, am dat și examene, dar eu vreau, i-am spus că eu vreau să fiu unul cu centura albă care îi bate pe ea cu centura neagră. Asta vreau la 15 ani. Ceea ce nu e neapărat rău. Nu, dar la un moment dat De ce să eviți să faci ceva Care este ceva în plus Și să te limitezi doar către Un, un singur segment din arte marțiale Adică e, e, e spectru atât de bogat Că dacă ai ocazia Să le faci și ești acolo E păcat să nu le faci Deci cei mai mulți copii care vin la sală Vor repede o centură Tu de fapt nu vă nicio centură În cât timp ai trecut depinde, la următoarea? Depinde copiii din ce mediu vin Unii vor centură, unii vor luptă Noi vrem luptă la Jilava dacă era o zi în care nu ne luptam, deja mai venit și mâine. În schimb, eu știu, unde predau acum nu e chiar așa. Câteodată unii s-au speriat de lupte și au zis, da, facem și mâine luptă că parcă nu prea aș mai veni. Adică depinde foarte mult de mediu. Ce diferență! Foarte mare. Deci vă ajuta chestia asta să vă descărcați acolo în sală și plecați prieteni, nu acasă? Pe mine mă obseda să am control. Adică, pe mi, mi s-a părut că e bine să știi să te lupți, pentru că la un moment dat apar situații. Trăind, eu știu, experimentând niște faze în care am observat că la un moment dat cineva poate agresa pe altcineva, am fost foarte preocupat, eram mândru, nu mi-ar plăcut să fiu pus într-o situație stânjenitoare și mi-am dorit să pot să am control în orice situație. Și hai atunci nu, mi se părea hai, hai, hai să pe exemple. foarte. Anii 90 mișto. în Gilava, dăm-mi un exemplu. Cum era în adolescența ta? Zi povestea de la școală. Ei, nu știu dacă e chiar păi da, hai potrivit, cu. dar erau multe faze care acum, să zicem, că le-am putea considera bullying, care eu merg până la un punct și cu bullying. Adică, la un moment dat, pica de victimă cineva care avea o predispoziție pentru așa, și la un moment dat faptul că exista pericolul acela, îți dezvoltați niște abilități de a te descurca și în situațiile alea, nu neapărat fiind un luptător. Și chiar și să știi unde să te așezi. Dar pe vremea nu erai luptător. Tu erai... Eu nu eram luptător, dar mă luptam eu dacă era cazul. Adică eu mai, mai mult cred că m-am luptat înainte de a face karate mm. de, după aceea, nu știu, așa cu băieții sau Hai, pe nu la zici, școală. Nu, nu, zici povestea de la școală? nu, nu. nu fără să dai nume. Hai zi, hai că e bună. Nu, nu, nu. Sunt convins că se vor regăsi mulți oameni tineri care au trecut printr-o astfel de situație, dar nu, nu au pățit-o cum era să o pățești tu. Nu, 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 nu. Prefer să discut așa în general pentru că n-au... <laughs> Ca și profesor deci, e Toată lumea știe o... că în Jilava erau niște forțe ale naturii se întâmplau niște treburi. Dar nu neapărat în Jilava. Eu cred că în societatea noastră din în anii 90, cred că și București era plin de faze de genul acesta și se ajungea foarte repede la, să zicem, conflict fizic și băieți erau relaxați cu treaba asta. Adică nu era chiar așa ceva. Erați împăcați cu ideea că se lasă cu Unii, trei. unii, da, unii nu. Adică mie, de fapt, ce nu mi-a plăcut mie niciodată. Nu mă deranja dacă se înfruntau doi care aveau ceva de împărțit și care erau cu șanse egale. Întotdeauna mi s-a părut laș ca cineva care este puternic, puternic însemnând să fie poate într-un grup, el, ne fiind el individual puternic. Cam, cam, asta mă deranjau pe mine la vremea Situație de genul ăsta, că la un moment dat acopăr și întrebarea cu speța mea. Dar Mă deranja când cineva care avea, să zicem cum se spunea pe vremea aceea, avea spate, erau cu mai mulți și se lua de unul care era singur. Care, în, în mod normal, dacă era individual el cu el, n-ar fi avut aceeași atitudine. Nedreptățile de genul ăsta mă supărau nu dacă se luptau doi lei între ei. Uh -huh. Când un leu vroia să, voia să să atace o oaie, atunci mi se părea că nu e ok. Și da, da, măcar, nu este ok. Aia măcar trebuia să vină cu pumnii la ei când era vorba de o treabă, nu, nu se putea lupta din tastatoră erau și niște reguli din astea nescrise, adică la un moment dat dacă cineva deranja pe altcineva, se ajungea la, eu știu, un agreement și dacă se ajungea să se fie de acord, eu știu, aveau ceva de împășire, ia zi măi, o pui cu mine să așa și dacă celălalt era de acord, nu se mai băga nimeni, adică am... S-a da, 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 da. Ceea ce mi se părea fer, adică să nu fie dezechilibru. Adică între doi masculi e o descărcare de energie, să zicem așa, sub formă de bătaie? Da, da, da. Da, la un moment dat erau lăsați acolo. Ia, care? Da, a fost ceva declarativ. Ia zi, nu, ești nu, de acord? Adică la modul ăsta, dar nu să se ducă unul puternic să înceapă să lovească pe derangea. unul slab. Da, asta m-a deranjat tot timpul și nu neapărat uh, chestiile astea erau făcute de niște copii, Că eu eram martor la niște faze cu niște copii la vremea aia. Niște copii care erau un oarece infractori așa, pentru că ei se duceau să le ia niște bani lor, adică încercau o dominare din asta psihică, ca să-l facă pe la, cum să spun eu, să se deschidă mai mult, adică să vină... Da. Un efort, cu un efort mic să obțină ce vrea el de fapt să obțină de la Evident. acel copil. Câteodată poate că o făceau și ca să arate în jur, deși o apă așa, eu știu, pe la fete sau pe la nu știu ce, depinde de vârstă aici, că astea sunt etape diferite. În liceu era și chestia asta, apărea faza cu fetele și atunci ca să arate că e mascul, se lua de un amărât Prea. care în cu nu avea nicio vină. Chestiile de genul ăsta așa am simțit nevoia să intervin în anumite situații și am făcut-o câteodată conștient, câteodată inconștient, nefiind, eu știu, neapărat pregătit pentru ce ar urma, dar consider că tot timpul am fost corect. N-am făcut niciodată un abuz. Adică nu ai inițiat o bătaie, nu te ai luat de cineva? Nu, nu niciodată. N-am cum eu să fac asta. Eu ca și copil, sincer să fiu, până să ajung așa să, în situații în care să mă lupt, eram un copil foarte cu minte, mic, mic, mic. Nu păreai? Nu, nu. Când eram mic eram foarte cu minte și ai mei tot timpul ne-au crescut așa, cu, eu știu, să nu creem probleme, să nu faci, să nu dregi. Dar la un moment dat, fiind martor la niște nedreptăți, s-a revoltat ceva în mine, și atunci am acționat fără să mă mai gândesc că mama mi-a zis că să stau cu mine. Dar aveai gașcă până la urmă? Nu, am fost solitar de fel. Deci Nu prea de am se poate să a putut supraviețui în Jilava pe solitar. Da, nu e vorba de asta. Eram prieten cu toată lumea, că eu la un moment dat eu locuiam în Jilava, dar învățam în București la școală și mă știam, să zicem, cu niște vecini pe acolo, dar nu chiar cu toți, că ei erau toți, să zicem, erau mulți acolo în școală, se știau mai bine între ei. Eu mergând la karate în Jilava am început să mă cunosc Aha. mai mult și mai bine cu ei. Că dacă te duci zi de zi la școală, foarte mult timp îți petreci la școală, greu să intri în contact. Dar mergând la sală în Gilava și o fiind destul de des pe acolo, veneau mulți băieți pe acolo, am interacționat apia atunci când eram deja da. măricel. Care în continuare eu învățam în București, la liceu. Ok. Că nici nu e liceu în Jilava. Dar zic, la școala generală n-am crescut acolo să fiu împreună cu ei, ci da. eram mai mult prieten cu vecinii. Ok. Dar... Te ți ce aminte cu plăcere de perioada aia? Overall? Da, nu. Păi da, cum să spun, o e când te joci tot timpul și e totul pe acțiune. Noi, cum să spun, eu, plecam, aveam acolo, era un fort în Jilava, fortul, e o pădure, unde e Arhiva Națională de Filme, unde erau soldați, era ca un fel de unitate militară, se spunea că a fost un ceva pe sub pământ, pe unde au făcut nemții, nu știu cum să se meargă, de erau un fel de eu știu, cazarmă, cazemată ce era pe acolo și noi muream să ne jucăm în pădurea aia și jucam fotbal într-o poieniță și de multe ori nu era voia, apăreau niște soldați și ne spuneau să plecăm că nu avem voie pe acolo și noi când plecam la fotbal duminica, că duminica eram liber, că aveam sâmbătă școală, puteam să plecăm la 8 dimineața și să ne întoarcem la 8 seara. Wow. Și nu aveam nevoie decât îl trimiteam pe cel care stătea cel mai aproape să ne aducă apă. Și mai o pară, mai... nu ne lăsa inima să plecăm de acolo, că jucam și, și, fotbal în continuu. 12, 12, ore, 12 sau... ore. Și părinții nu se sesizau că nu <laughs> dau e, așa, Tot timpul cu probleme. Depinde de fiecare ce părinți. Cât de permisiv de ai mei nu erau foarte permisivi. Okay. Și mă certau, dar nu puteam să mă abțin. Uh -huh. Ne întoarcem <laughs> un pic la karate? Da, normal. Deci cu gașcă, cu prieteni... Uh... Copilărie din aia activă cu prieteni. Da. Da, da. Și chestia asta s-a suprapus bine și cu antrenamentele de pe la 15 ani, așa că ai început să de descoperi sportul. Da. Te-a prins, te prins repede? M-a prins instant și total. Adică eu de mult aveam o atracție către sport. Mi-a făcut semnul volei prin generală un an și uh, nu știu dacă mi s-ar fi chiar, chiar mi s-ar fi potrivit un sport de echipă mie, pentru că e destul de individualist. Uh -huh. Și la un moment dat nu știu dacă mă puteam să mă, mă împlinesc acolo, dar țin minte că de mic, tatăl meu a fost tot timpul fan fotbal, fan sporturi, tot timpul a urmărit și acum urmărește orice competiție de orice sport, e foarte interesat și foarte la curent și studiază așa eu știu, rivalitățile între anumite uh -huh. și Dacă cred le, că mi-a dezvoltat de cultul ăsta. Și pe de oră, știe cine a jucat, nu cine a băgat. Nu, 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 știe ce a făcut Dobrin că el a fost fan Dobrin <laughs> și știe multe de când era el mic până acum, adică n-a uitat nimic și poate și chestia asta m-a influențat. Mama mea a comunicat la fel pe chestia asta cu sportul și țin că mi-a arătat, era mic o dată și mi-a arătat pe unul, mi-a arătat, uite, ăla este campion național de box uitat așa, era un tip așa care nu știu cât era el de top fighter sau ceva, dar am fost fascinat Mai mi că tipul ăla e campion național. uitam la el ca și cum are o aură așa și între toți ceilalți oameni el e altceva. Mi-am dat mm -hmm. seama așa că aici sunt ca să fie locul întâi, să fie cel mai bun, trebuie să fie ceva. Și începeam să-l studiez. Eram fascinat. Ce are ăla de ei și locul întâi. Dar unde l-ai văzut primul ori? La televizor? Într-o nu, no, no, revistă? Nu, pe stradă. mi aratat, Uite, ăla e campion de A, bun. Și stradă. știa ea. Și era nepotul unei cunoștințe de-a noastră. Ceva de genul, știi? Și un tip moare așa. Era îmbrăcat sport așa și mă uitam așa. Aerul care l avea și ceea ce transmitea îmi era... era ceva foarte atractiv pentru mine. Uh -huh. M-am Mă, campion. 15 ani, centură albă. Da. Cât a durat până la galbenă? la noi, la Chiocușin, după albă vine portocalie acum, Portocalie, ok. Dar din 99 s-a introdus centura portocalie. Pe vremea aia tu dă dei primele două examene, de Q10 și de Q9 și aveai tot albă. Tot albă, da. Și după aia de Q8 dădeai de albastră. Și era așa un pic că de-aia cred că au și introdus ei centura portocalie pentru Q10 și Q9 pentru că și mama m-a întrebat, păi cum mă, tu ai dat examen și tot alba aia? adică Adică omul de rând era un pic contrariat de chestia asta. Și eu am dat la câteva luni, că trebuie să treacă un minim de patru luni, când a venit rândul, am dat examen. Și erau cam două pe an. de în tabără, de obicei am început să merg în tabere, era tabără de iarnă și de vară, ne venea mereu instructorul din altă țară. Și mergeam la fiecare. Și mergeam la fiecare tabără, pentru că noi luam Antrenorul meu avea centura verde când m-am apucat eu în Chiocușinu din România, era așa un pionierat, fusese făcut în ilegalitate pe timpul lui Ceaușescu, că toate artele marțele erau interzise, nu știu, am impresia că de prin 81 sau ceva de genul, și ei făcuseră până în 90 așa pe ascuns și acum în 90 când a erupt și a fost totul legal, a fost așa un bum, și toată lumea făcea arte marțiale. Adică noi la campionatele naționale din anii aceia era full, adică avea etapă de calificare -am și primii opt de la zonale mergeau la naționale. Dar parcă toți copiii erau la care în Dar nu neapărat aveam niște vârfuri, pentru că era pionierat, okay. aveam baze. Nu aveam baze, nu aveam uh, niște sportivi specializați, dar era foarte mult entuziasm. Uh -huh. Eu am avut noroc să fie totuși Generația profesorului meu au fost antrenați de niște maestri din diferite țări. La un moment dat, din Ungaria ne venea nouă informație că nu se mergea pe zonă. Și cum era și mai facil, că pe vremea aceea nu se călătorea așa de ușor. Și țin minte că maestrul din Ungaria, care i-a format pe profesorul meu și pe ceilalți, le-a spus, voi sunteți prima generație și de profesor și voi abia voi veți face niște campioni. Voi nu veți putea fi campioni, că erau deja mari de ani și s-au apucat cu foarte mult entuziasm și el, maestru respectiv din Ungaria, le a format o tehnică de bază foarte bună și era conștient de ce va urma când va ajunge să fie și unul campion din bazele alea. Și tu ai fost uh, unul din primii campioni adevărați. Nu chiar uh, nu a chiar? fost o generație cam cu vreo 5 ani mai mari decât mine, care au fost antrenați de profesorul, de, de, cei din generația profesorului meu, iar eu am fost mezinul echipei. Aha. Am prins un pic de junior să intru, am fost propus de profesorul meu, antrenorului lotului, iar și pe dacă e bun, e, arată ceva și... La câți și... ani? Cred că aveam... Nu știu... Cam 18 ani, 17 ani. Deci vreo 2-3 ani. ani ai băgat. Da, m-am dus repede, că eu după un an am ieșit locul de la naționale, m-am luptat pe acolo și după aceea în fiecare an luam medalii la juniori, dar pe vremea aceea aveai voie, dacă aveai 15 ani, puteai să te bași și la seniori. Uh -huh. Și mie îmi convenea să mă intru și la seniori să fac experiență, m luptam cu ăștia de 25, eu știu, erau alte oase. După ce veneai, după ce luai bătaie la seniori, îi rupeai pe juniori, adică veneai altfel. Chestia asta te, te grăbea un pic, eu știu. Iar eu aveam o obsesie, așa să fiu precoce, să fiu cel mai tânăr care face nu știu ce, care. Da. Și vreau să fiu așa, cel mai tânăr campion, să iau cele mai repede cam rezultate. Și primul campion, când ai fost? Campion național a fost în 96, deci la 3 ani după ce m-am apucat și fusese de două ori locul 2 până atunci și în 96 am ieșit campion, iar campion de senior am ieșit în 2000, deci 2000. după șapte ani și de atunci nu m-a mai bătut nimeni. În țară. Am, am, auzit chestia asta. Deci în de 99 am avut ultima înfrângere, când am pierdut toată la scânduri. La noi, înainte de semifinale, se spar niște scânduri, se face un cumul de fiecare își pune acolo câte poate să spargă, unii spar, unii spar și se numără câte a spar fiecare. Și când ajunge semifinală, după trei reprize, la noi la fiecare repriză se dă decizie. Deci tu nu poți să te lupți că hai, repriza întâi sunt pe defensivă și în a doua repriză recuperezi. Nu, în fiecare repriză tu trebuie să arăți cel puțin că ești egal cu celălalt, ceea ce cu toată poate fi riscant. E bine să-ți asiguri tu un pic că ești mai bun. Și după trei reprize se puneau scândurile. Care a spart mai mult câștiga. Dacă în trei reprize nu s-a decis, se decide așa. Deci asta era un fel de golul de aur. Da, așa am pierdut eu 99. Am avut un not gât așa, ma... Foarte la câte tare? scânduri? La o scândură. No, așa e, întotdeauna așa este. Dar la la câte, scândură câte scândură. ai spart până la scândură Păi, uh, ideea este că așa am pierdut și la un campionat european, tot așa pentru o scândură, dar știi cum e? Nu-ți pui că tu te gândești că... Am avut o foarte mare încredere în mine pe abilitățile mele de luptător. Îl bat până la scânduri. Adică eu mă gândeam până așa. la scânduri. Da, am trei reprize. În trei reprize îl bat sigur. Iar la un moment dat mi-am luat țeapă cu chestia asta, cu atitudinea asta, pentru că ce făceau? Mai ales pe la europene, tu aveai mai puține scânduri și el avea mai multe. Tu nu te concentrezi, de, de acolo, nu te spăța de scânduri, că știi, îl bat la repriză. Și după aceea ăla fugea tot meciul de tine. Ăla știa că trage la scânduri și câteodată așa și lipsa de decizie a unor arbitrii sunt unii care fug de responsabilitate și dau egal. Știi, dacă dacă la fuge și tu la alergi și a refuză lupta complet, n-ai cum să dai egal. Dar unii arbitri, unor arbitri nu le place să supere pe nimeni și dacă nu e clar, nu se nu și asumă. Și când am văzut așa că s-a întâmplat, vreo patru ani la rând pe la europene, mă frustra că nu ieșeam locul locut, Eu eram așa că aveam șapte medale și nu luasem locul întâi. A venit mai târziu locul tâi. Și am început să mă întâlnesc pe scânduri. Și când am spart cele mai multe, l-am bătut pe la prima repriză, n-am ajuns cu el la scânduri. Că trebuie să stea la bătaie. Că eu eram pe forță, eu eram pe luptă. Nu gândeam niciodată așa cu tactică, de asta să aștept la nu știu ce. Eu luam lupta foarte direct și de obicei puneam probleme din cauza asta. Și îmi plăcea rolul ăsta, dar după aceea mai măi, eu ce vreau? Hai să mă ponderez un pic, hai să anul ăsta să deci mă și pe Deci campion național din 2000 la europene? La europene eu prima medalie am luat în 2000, locul 3 și atunci a a fost pentru mine așa un, cum să spun eu, un bun pas pentru că eram la a doua participare. Mă obsedea așa, adică noi aveam șansa, nu era ca acum, eu acum pentru elevii mei încerc să creez ce n-am avut eu și să meargă la cât mai multe concursuri posibile. Adică chiar am exagerat. Nu, dar tu aveai șanse o dată pe an să arăți ce, ce poți. Doar. Odată. Nu erau bani să se meargă, nu știu unde. Cei de la, cu care ne luptam noi la europene, noi avem europene întotdeauna an în mai. Dacă erau, cum să spun eu, în Bulgaria, mergeam un autocar întreg și nu știu ce. Dacă erau în Spania, mergeam care îmi putea câteodată. Adică erau dificultăți. Și tu nu mai mergeai la alte concursuri. Tu mergeai la Campionatul Național. Mergeai la Campionatul European și dacă te dai chic ăsta în mai, până la anul în mai, nu prea mai aveai ce să venii pretenții. Man. Doar că după aia au apărut campionatele europene open și aveai un, încă unul în noiembrie open, dar tu fiind, eu fiind de 80 de kilograme pe la open, nu pusese mare bază și cel mai bun rezultat al meu a fost că am ieșit campion european la open în 2010. care e diferența? Păi când ești campion european la middleweight, la minus 80, te duci la campion european și sunt patru categorii. Minus 70, minus 80, minus 90, plus 90. Și tu ai o piramidă acolo de 30 ceva, 40 de luptători pe care îi bați pe toți și ieși locul întâi la minus 80. Uh -huh. La campionatul European Open, toți ăștia sunt o singură categorie. Uh. Și te poți întâlni cu, cu unul de... de 100, 100, eu știu, că de, deja după 100, cum să spune, doar dacă e în alte probleme, dar deja unul într-o 100 de kilograme e, mi se pare la maxim. Poate să fie la maxim. Și tu cu 80 era greu. Și am ieșit o locul 2, o dată locul 3, o dată locul 1 la campionatul ăsta. Și când ai ieșit pe locul 1, cât avea adversarul? Câte chile? În final m-am luptat cu campionul mondial de la heavyweight, cu Alejandro Navarro, prieten bun de-al meu, care avea 12 kg mai mult. Wow. Eu aveam 85 la ora aia, că ne fiind anul ăla pe categorie, adică la concursul respectiv nu mai făceai slăbire să fii minus 80. Deci ești tu mai împănat. Și el avea 97. Împănat de la 80 la 85? Da, păi eu am făcut câteodată și într-o zi am dat 5 kg astea. Da, poate, adică poate îmi povestește asta o dată Am avut multe Era, trebuie să intri în categorie 79-900 Și înainte de a intra la cântar Era câte o zi grea E cam în filme, nu? Viața întotdeauna, mie mi-a mi -mi zis că viața e mult mai Mai intensă și mai Strong decât Ce e prin filme Cum ai reușit tu să dai 5 kg într-o zi? Bine, 5 oameni nu le-am dat când a fost în ziua cântarului, ci mai era o săptămână. Când am ieșit prima campion european, în ziua de luni, de sâmbătă era campionatul în Spania. Luni eram la Lia Manoliu, un cantonament, și noi începeam cu o lună înainte slăbirea. Începeam, scoteam dulciurile, scoteam pâinea, nu știu ce. După aia tu începeai să slăbești. Dar care e strategia până acolo? Tu trebuie să crești în, în masă corporală? Tu trebuie să-ți păstrezi forța. Eu, de fapt, eu dădeam apa din corp alea 5 kg erau apă eu nu, eu nu, eu nu pierdeam niciun gram cantar, de forță tu trebuia să fii bine hrănit ca să faci cât mai multă masă da. și înainte de competiție scoteai apa scoteai apa, da, exact tu te, te trebuia să rămâi pe aceeași forță iar eu m-am simțit mult mai bine întotdeauna când am fost slăbit decât împărat pentru că mă mișcam mai repede și aveam aceeași forță și pe mine mă și motiva slăbirea că mă antrena mai tare. Aveam încă un motiv în plus care mă făcea să tractare. Da. Și tot te cântărei dimineața, seara, la, știi, mergeai pe un pahar cu apă, știi cât ai după ce le ai băut, mergeai la toaletă, știi exact cât ai dat. Adică eram foarte precis. Ma. Și eu în weekendul ăla, înainte de ziua asta de luni, când am slăbit alea, 4 kg în jumate au fost, la un antrenament, de o oră 45. Da, dar n-a fost orice fel de antrenament. Nu. Și... <laughs> sâmbătă și duminică am ieșit cu băieții pe acolo, prin jurul zonei unde eram noi cantonați și fac că băieții stau bine cu kilogramele, hai să mâncăm uh, pizza. Dar luăm doar una, luăm câte un triun. Când, de când faci slăbire, tu în secunda când ai zis de azi fac slăbire, ți-e foame. Adică e o chestie psihologică. Normal. Și am luat noi o pizza, a dispărut într-o secundă, hai mă, mai luăm două că dă mâine antrenament și duminică nu mai știu pe unde am fost iarăși, adică erau mâncări, mâncăruri în plus față de ce avem noi acolo dimineața până seara. Și alea două ne-au pus în cap și când mă urc eu eram relaxat, eu aveam 82-83, ziceam, fac eu dacă am 3 kg în ziua cântarului, eu sunt ok, 3 le dau la orice antrenament. 3 kg la antrenament, da. Un antren da. Okay. Și eu, eu mă gândeam că dacă mă țin în 83, este ok. Când mă pun un pe cântar, 85. Mi-a luat ai că, că era greu, două perioade de pantaloni, mi-a luat trei hanorace și am făcut antrenamentul afară. Era în mai, dar a fost o zi foarte cu soare așa și foarte călduroasă și am făcut numai circuite de lovit în palmare, în perne, o oră 45 în continuu. Un antrenament care nu poți să-l faci dacă ești neantrenat. Adică tu ca să rezisti să faci o oră 45 intens, trebuie să fii foarte antrenat. Că altfel obosești. Nu contează că e cald, că te sufoci, că nu știu ce. Și când m-am dus la cântar, după antrenamentul ăsta de o oră 45, am avut 8500. Asta a fost așa ceva. A testat că poate am mai făcut și alte dăzi și n-am testat. Știi, poate n-am avut cântar. Deci ai dat 4, 4 kg. 4, kg. 4 kg și jumătate. Și jumătate. Și peste 5 zile am ieșit campion european. Știi, adică am fost în formă, nu mă afectea cu nimic. Este asta pentru că eu dădeam apă. Când te duci mai sus de 5 kg, devine complicat. Încep să mai pierzi din forță. După deci, părerea mea. deci, practic, cumva vă faceți un pic de hacking la musculatură sportivii de aceea, înainte de, de cântare, îți scota apa, dar să rămână cu masa aia musculară și după aceea poți să mergă să mănânce, să bea, nu? Da, și eu mi era, slăbeam ușor dacă respectam niște reguli. Ca și acum, adică când nu slăbim, facem noi acolo ceva, suntem slabi la ceva. Nu vrem, de fapt, da. cu adevărat. Dacă îmi vrei, îți impui orice. Adică nu e chiar așa de greu. E de disciplină, mai mult. Păi, până la urmă, totul se rezumă la disciplină, nu? Și cum facem să ne uh, punem corpul într-o formă cât mai utilă nouă. Pentru scopul pe care ne-l-am propus. Și în orice altă activitate. Adică, disciplina mi se pare că e de bază să poți să realizezi niște lucruri la un moment dat. Da. Ai luat uh, locul 3 la Europene. Te-ai întors, în te da. te întors acasă și ce ai zis? O contăie, trebuie să i băpășteam pe toți. Adică eram foarte motivat, m-am plinit așa și ce eram... Ce te motiva pe tine atât tare? Până atunci câștigaseră niște medalii, până în 2000 câștigaseră colegii mei mai mari. Eu aveam, nu știu, 20 atunci, 22 și ei aveau 27-28 și ei luaseră. Și mă simțeam așa, mamă, sunt și eu pe aici și eu sunt așa și nu iau nimic, adică e, intervine o chestie de frustrare dacă nu confirm repede. Și după aceea, nu știu, mie mi s-a părut că starea aia care o ai când te lupți într-un concurs și te întâlnești atâția din atâtea țări și toți și-au adus pe cei mai buni și tu mm. ai și cel mai bun dintre ei, mi se părea ceva care îmi doresc la maxim. Adică chestia asta m-a foarte tare. Și starea în sine de a intra în meci, adrenalina aia să intri și ești cu ăla, nu știi ce se va întâmpla și cu cât era la mai bun, cu atâta era nesiguranța mai mare și cu atâta îți plăcea să ajungi în starea aia. Adică pe mine mă emoționa și mă motiva foarte tare când ajungeam cu unul titrat. Și striga acolo, campionul mondial, nu știu, contra Stoia Nicolae. Nu mă... Adică unii se sperie de o luptă de asta. La mine știam că e, poate fi rampa de lansare. Ai la putut pe ăsta, E, 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 e ca și cum te uiți înainte de alu și mai tare alergi. Da, 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 da. da. Că -l vezi că e abrupt. Păi eu cam și la alergare cam asta era tactica mea. Forțam pe urcat, nu pe coborât. Uh -huh. Dacă era să fie așa un gen întreg. Da. <laughs> te, te motiva competiția, dar nu-ți era frică că o să-ți-i uh, Frica noastră era de mândrie, de orgoliu, nu de fizic. Puteai să. M-am luptat cu fractură, cu patru meciuri cu fractură și am dat cu mâna aia fractură în trei locuri aici, care m-a strâm, nu l-am mai ia, făcut. Ia atunci, un pic mâinile așa, poți le așa? Și asta a fost rupt. Niște ia întoarce așa acolo. un pic la cameră să... Ăsta, ăsta a fost, mi-a creat probleme. L-am rupt cu două luni înainte de Rup campionatul -a mondial. De și okay. m-am luptat patru meciuri în ziua și l-am rupt la primul meci. nu avea nicio treabă cu frica de durere de bătaie. Uh -huh. Era doar frica de eșec. Uh -huh. Aveai așteptări, când ești nimeni și te duci să te lupți, nu e chiar așa presiune, dar când ești cunoscut și toți de acasă. Cel mai trist era când mergeai la un concurs și pe vremea aia nu era mediatizat, nu era... Nu, nici, eu n am foarte multe ne nefilmate. Nefilmate, nu că s-au filmate aia, și eu știu pe unde ori fi. Aia zic că cel mai probabil mulți din cei care ne urmăresc poate vor fi auzit prima dată despre tine. Și Cu siguranță, pentru că tu ai făcut carieră într-o perioadă în care nu prea aveam noi social media. Nici acum, la un moment dat, mie mi se pare că social media nu se concentrează decât pe anumite chestii care, nu știu, sunt pe sau tine, mai sunt pe tine valoroase nu te, nu, sau mai puțin valoroase. Nu te motiva să afle toată țara, te motiva ca tu să te ridici la un anumit nivel? Cred că la vârsta aia îmi dorea să afle și toată țara, eu ca și, și eram conștient, eu cred că aveam inteligență suficientă să-mi dau seama că dacă nu te știe toate. Țara, nici nu se va crea sistemul în jurul tău să poți să fii ajutat să te duci mai sus. Pentru că nu poți să te duci singur. Uh -huh. Tu îți niște lucruri, dar trebuie să fii ajutat. Eu am știut la un moment dat unde să insist de unde știam eu că ar putea veni ajutorul, m-am concentrat acolo în direcția aia. Uh -huh. Aveam nevoie de spari în partner, am început să îmi fac un plan. Hai să merg pe la lasările celelalte în ziua când au sparring, sparing adică ești tu, de unul singur nu poți și la un moment dat e foarte frumos să fie o echipă în jurul tău să te susțină, de fapt să te susții unii pe alții, că nu e pentru tine echipa aia echipa aia e o echipă da. și tu îți poate veni rândul la un moment dat când ești tu în perioada ta de glorie și poate că ai arătat mai mult decât alții din echipa aia în perioada respectivă. Și atunci da. toată echipa îți dă ție energie. Peste trei ani, probabil că vine rândul altuia. Acum, între două campionate, nu puteai să dai în malasac, trebuie să dai cu cineva. Trebuie să te lupți mult și am intram foarte mult în foarte multe situații singur dând la sac, făcând lucruri care, cum să spun eu, nu erau suficiente, dar cred că dorința aia din interior, te făcea să acoperi. Adică, la un moment dat, e un paradox. Sunt unii care au toate condițiile și nu au vlaga ăluia și ăsta care nu are să cu nimic, atage de nebun acolo și până la urmă iese. E până la urmă, trebuie de să că fi, trebuie Contează să foarte fi... mult setarea mentală. Trebuie să fie un pic de adevăr și povestea cu ochii. Da, pentru că e inspirat din niște chestii reale. Normal că l-au făcut să fie o poveste frumoasă, să se vândă, dar e inspirat din niște poate niște drame. Eu consider așa că la un moment dat sportivii, dacă sunt părăsiți, sunt așa ca niște victime care ei merită să fie apreciați și la un moment dat dacă evidențiem niște vârfuri, îi facem pe cei care urmează pe copii să fie mai tari, să fie mai puternici, să nu fie așa, a, păi el e campion și ce dacă? Adică, adică, pentru că ți-am ți -am pus o întrebare aici mai devreme și în ce să plantezi ideea asta în mințile celor care ne ascultă tu când te duceai la luptă nu ți era frică că o să-ți iei bătaie fizică o să te doară era o chestie de orgoliu deci puteai să să după orice adică nu, nu te interesa Nu era nu, mai era important să știi că rezultatul tu... să-l câștigi și să arăți că ești bun pentru că la un moment dat aici sunt oameni care ei în sine lor știu cum stă treaba dar mie, nu știu, am fost obsedat așa poate de adevăr. Nu știu, mie îmi place să... Și până la urmă, sportul ăsta e de Și este un sport foarte sincer. Dacă l-ai bătut, l-ai bătut. Da, dar la un moment dat, ce am observat în cariera mea de luptător, sunt unii sportivi care, cărora le pasă doar de ce este cu adevărat valoros. Și când se la un concurs greu și l-a câștigat, până la apreciază, sau chiar dacă a pierdut, dar el a fost foarte bun și a pierdut cu unul foarte bun, Adică nu, nu doar rezultatul contează, ci evoluția ta. Poți să ieși campion la un concurs care nu ai avut, la care nu ai avut concurență. Nu te duci, și cu cupa la concursul ăla, te duci discret. O, e, a fost o experiență. Tu ești conștient că n-a fost greu. Uh -huh. Și pe de altă parte să mergi la alt concurs foarte tare, unde ai pierdut în primul meci, dar tu ai fost foarte tare acolo. Și a fost un meci cu cel mai tare din lume, dar ai pierdut la mustață. Uh -huh cu tine, când pleci acasă, trebuie să fii împăcat cu tine, dacă tu știi că ai făcut tot ce puteai să faci. Da. Și asta încerc să fac și în legătura mea cu sportivii mei și le spun. I-am văzut pe unii că se bucurau la un concurs ușor la care el era clar, dinainte că îi bate pe el, Vedeam că era foarte fericit și, cum e acum, aș posta pe Facebook. Că nu, nu, nu ne bucurăm acum. În mai avem la nasol. Acum e faci meciuri. Nu te bucura acum. Pentru că starea aia de euforie îți dă relaxare și când te vei duce la ăla cu adevărat tare, vei claca. Dacă tu te-ai bucurat la ți ăsta Ți-a și da. nu mai ai tensiune. Deci, deci, întotdeauna când am gândit greșit, am pățit prost. Deci tu trebuie să fii modest, trebuie să fii foarte realist, sincer cu tine. Întotdeauna când sare etapele, ți-o furi. Aveam niște superstiții, dacă ți răspund, erau, să spun, Chiar te rog. Complet de, eu am observat eu când e, mi s-a întâmplat să intru în sala de concurs și să mă uit la trofee. m -a dat, oh, ce trofeu mișto e, la locul întâi. Mare greșeală. Eu trebuia n-aveam decât primul meci. Ăla era important. Eu mă gândeam că o să iau locul întâi. Ce mișto o să fie cupa. Și am pierdut. Mm -hmm. Când gândul meu trebuia să duc acolo. Dar nu este o chestie de focus. Da, da, da. Erau niște lucruri care. Nu am avut psihologi lângă noi. Antrenorul ținea de toate, și de medic, și de orice. Ideea este că se creează o legătură de încredere și care omul ăla îți spune niște lucruri simple și cel mai important este să le crezi tu. Uh -huh. Dacă el a reușit chestia asta, poate să vină cel mai bun psiholog lângă tine să spună ceva că dacă ăsta care te ți omul direct, da. nu ți-a ți, -a, ți -a confirmat ce zice ăla, l-ai anulat. Și atunci... A... Cred, că, cred că, asta se vede și la oameni de succes din tenis care schimbă foarte des antrenorii. Nu reușesc să facă legătură. Nu Conexion. sunt foarte la curent, nu chiar studiez așa, nu, nu știu subiectul, dar cred că la ei sunt condiții destul de bune din punct de vedere. Așa că eu cred că noi am fost nevoiți să avem Normal. All in One, adică Normal. că era foarte bine să am da, și da, un masor, da. și un doctor, și un, adică mi-ar fi pis foarte bine. Dar neavândul, tu trebuie fi să fii fi mulțumit bine... și așa. Te-ar fi, te fi dus mai departe? Te-ar fi pis mai sus? Nu știu ce să zic, pentru că la un moment dat uh, cel mai important lucru este motivația ta. Mie e cel mai mare challenge ca profesor mi se pare motivația elevului. Eu acolo lucrez. Nu contează nu, talentul lui, nu contează condițiile, contează... Nici cum, talentul. Cum poți să... Nici măcar talentul nu contează. După părerea mea. Nici măcar înălțimea. Păi de ce? La noi au fost și campioni mici de înălțime. Sau și eu, la mic își găsește la categoria Acum lui acolo. Fără sperare, dar nici tu nu ești vreun Lungan. Păi nu. Și am fost, la un moment dat, eu aveam ca obiectiv să ies campion mondial de Open și eram foarte frustrat că vedeam că nu cresc mai mult. Că vedeam eu că... Ăștia aveau care îi campion campionul mondial așa de open, cu singura excepție, o dată aici, japonezi mai micuți, majoritatea erau destul de așa, în jos și mă gândeam eu, băi n-am șanse cu 1,79 să... Și am început să-mi setez obiectivul de hai să mă conștientez pe minus 80. Okay. <laughs> să mă mulțumesc și cu ce a dat Dumnezeu, pentru că eu cred că nu e bine să te pui cu natura. Dacă mm -hmm. natura te-a lăsat într-un fel, e un scop foarte precis pentru care te-a făcut așa și tu trebuie să urmezi calea aia, nu trebuie să te împotrivești. Mm -hmm. Și chiar am observat că unii... Sportivii au apelat la diverse chestii pe -antre, pe -antre, care eu consider slăbiciune psihică la un moment dat, care fost anumite substanțe, poate care sunt și interzise, sau, dar la un moment dat s-au dezvoltat din punct de vedere fizic într-un mod nenatural. Mm -hmm. N-a fost bine din punctul meu de vedere, pentru că le-au apărut accidentări. Le-a crescut forța musculară prea mult și osul ducea pentru cât era el setat să fie. El avea carcasa de un anumit fel. Pentru și... o anumită forță. Și Dar el a dezvoltat mai vede... mult forța decât trebuie. Și-a rupt gleznele, și-a rupt genunchii, okay. și-a rupt tibile. Se vede în mai multe sporturi chestia asta, pentru că orice accelerant de genul ăsta nu funcționează și pe oase, și pe mușchi, și pe minte. Deodată. Absolut. Și am fost norocos. să Am un antrenor care niciodată nu mi-a zis eu știu... Că probabil că dacă el îmi spunea și poate, dacă nu mi-a explicat ce înseamnă, poate că apucam să fac niște lucruri de genul ăsta, fără să știu. Cunosc sportivi așa, din alte sporturi, care îmi spună, păi nu, la copile dea niște pastile și i-a barnaveu. După aia vedeau că au fetele vocea foarte groasă. Am văzut adică... asta, s-a întâmplat, să se știe clar, la sportivii din Rusia. Probabil, la fel, eu stăt stat de mult în sală că nu, nu prea... Mă uit, nici la TV, de, nu, nu chiar am timp să. mă mai nu, documentez oricum. De acum, alte chestii când mă interesează. Testele astea antidoping au devenit foarte severe, mai nu le iau, inclusiv pentru chestii care se dau la răceală, care se presupune că le atenuează. ar ascunde. Nu, ar ascunde ce? Da, 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 da. Ceva am Mie să mi s-au făcut mereu teste antidoping. Când luai medalii și intrai acolo la rezultate, întotdeauna se făceau teste antidoping, dar mai mult aici, în România, în alte țări, la concursuri, și acolo am ieșit campion prima dată adică și la cântarul oficial mi-au făcut test și luau câte unul din echipă că prin așa targe la surs, dar ne luau doar pe aia, titrații. Adică dacă din toată echipa era unul bun, pe, de obicei el lasă nimeni la targe la surți și m-au luat pe bine, bineînțeles, chiar în anul ăla când cu alea 4 kg că mă puneau să merg la toaletă. și, și, ai, și, și nu aveam ce că eu eu acolo eram stors. Se și pizza în sânge. Eu dat apă să beau acolo, Am stat o oră după mine. Să zic, hai, poți? Nu pot. Și după aceea m-am mai luat după final, imediat după meci, m-au luat iarăși, care iarăși tu te duci la toaletă înainte de meciuri ca să nu-ți vină să faci timpul meciului. Iarăși le-am deshidratat, iarăși au stat cu. E amuzant, așa. Până mi-au luat din salivă. Dar uh, mi s-au tot făcut testele astea și aș fi vrut să se fi făcut tuturor ca să iasă campionul la care e mai bun. Pentru că Mi s-a întâmplat să pierd meciuri cu anumiti sportivi, chiar din Rusia, chiar și din alte țări, care eu auzisem că se dopează și am simțit că ei au în anumite campionate niște evoluții peste puterea umană. Deci aveau o forță incredibilă, nu? Și după aia deodată clacau. Adică ori le dădea pe plus, ori le dădea pe minus. Nu erau constanți. Eu am fost tot timpul constant. M-am antrenat, aveam aceeași rețetă, forțam în ultimul... Adică aveai un program de antrenament care se repeta și ciclurile alea îți asigurau ție o evoluție destul de constantă. Am fost constant. Cam și loc cu doi sau trei, eu n-am fost mai puțin sau mai mult antrenat. A fost o chestie de concentrare pe moment, de hazard, da. de adversar. Dar explicăm? ăștia nu erau constanți. Nu au avut viață lungă. Okay. Și, și să aibă o evoluție constantă. Ei, ori lua că dată hipotermie și între meciuri în final nu mai putea să bată, lua salvarea și uh, faptul că un sportiv de genul ăsta ți-a ți stricat traseul și poate ieși campion în anul ăla și n a -ai ieșit, aia te frustrează foarte tare. Că nici el, el nu așa să ajungă bine. Chestiile alea or să-i provoace niște lucruri. Dar tu ce vinai tu poate că ai muncit degeaba niște ani și îți ia, mm -hmm. îți ia gloria unul de ăsta. Pentru că, până la urmă, gloria unui sportiv este limitată în timp. Mm, nu știu cum să zic. Nu ai pentru... foarte multe șanse să te duci pentru te gloria în luptat, adică nu erau păi asta pentru zic. bani, pentru nu știu ce, dar eu cu mine, contau eu cu mine cum sunt. Nu neapărat de gloria. Dar care-i fereastra lucratizat. de succes pentru un sportiv în sportul tău? din păcate nu există profesionism pe chiocusin adică nu poți să fii luptător să treci din asta care și okay. în alte sporturi în care există profesionism eu știu, poate că în fotbal există așa un fenomen în care sunt mai mulți sportivi care pot trăi ok din asta dar poate tenis, dar ca să ajungi acolo trebuie să ai deja niște bande dinainte trebuie să ai niște resurse ca să poți să ajungi în top dar eu nu cunosc foarte multe sporturi din care poți să trăiești. Uh -huh. Și atunci eu consider că sportul face foarte bine pentru a te forma pe tine ca om. Da, dar La, la nivel de performanță mă interesează. Ca să te lupți la cel mai înalt nivel. Nu poți să faci toată viața. Între ce vârste e foarte greu să, să stai, E foarte greu să stai acolo sus și nu e o vârstă uh, cronologica ta la care este optim. Să zicem, Eu pot să zic, între 20 și 30 de ani dar uh, mi s-a demonstrat că unii și au atins vârful de formă la 33 de ani. Alții la poate și mai târziu, unii foarte devreme. Eu cred că depinde când ai început tu. Deci, încă adică dată dacă unul a început la 6 ani, e una? Da. Ăla va ajunge mai devreme decât mine care am început la 15 ani. Ok și noi avem un individ la noi în sport cel cu care m-am luptat eu în finală cel cu 12, Alejandro Navarro care are 45 de ani și încă se luptă, dar el s-a apucat la 20 de ani ok, adică are o explicație că toți se uită, mamă are 40 de ani încă se luptă și încă e bun încă face probleme, pentru că e tehnic e un luptător inteligent dar dacă s-a apucat la 6 ani, nu cred că s-a mai luptat până la 45 de ani ok s-a făcut la 20 de ani. Deci, automat lui s-a amânat. Deci, până, de deci, până la <laughs> urmă, la cât 15 ani? Putem zice așa, un De practicare. Da. La nivel de performanță. De exemplu, noi am mai avut un campion mondial care ești campion mondial la 20 de ani. Și s-a lăsat. ești campion, e butul pe toți și s-a lăsat. Dar eu pe la albunez de ce vorbeam mai devreme. Nu te lași. De ce să te lași? Ți-e frică că l-ai luat și nu mai îl iei? Nu știu. Eu nu consider că e așa. Adică, bineînțeles, el are psihologia lui și mentalitatea lui și da. e problema lui ce face cu viața lui. Eu am văzut-o altfel. Am prelungit cât am putut de mult treaba asta, pentru că nu m-am luptat pentru trofeu, ci m-am luptat pentru plăcerea de a mă lupta. Și ai tot luptat. Am prelungit chestia asta. Povestește-mi un pic despre parcursul de la Europene, că știu că asta e partea care te-a pasionat cel mai tare. La Europene eu am atins apogeu, am ieșit campionul european de 3 ori, 2008, 2009, 2010. 2008-2009 pe minus 80 și în 2010 pe Open. La un moment dat au fost campionate poate la care m-am dus mai pregătit ca atunci când am ieșit campion și poate n-am luat nimic, adică e, e, un hazard acolo. Dar ideea este că atunci când am ieșit campion european la Open, eu în ziua aia am fost gol. Cool. Deci n-am avut nicio presiune, nicio așteptare, Niciun plan. Eram gol complet pentru că veneam după un an de accidentare cu degetul ăsta. Și până să-mi rup degetul, eu sunt campion european de două ori. Și mi s-a rupt exact înainte de niște mondiale la care aveam mari așteptări. Și eram foarte jos cu energia. Încercasem să mă mai bat așa cu o mână la niște europene în România care eu nu trebuia să mă lupt acolo pentru că eu nu puteam să dau cu mâna stângă. Am încercat să mă bat bandajat, a ieșit probleme la arbitraj, că de ce se bate asta cu bandaj, m-au pus să dau jos, nu știu ce. Și acolo n-am luat rezultat, adică ieșeam campion european în alte țări și când a fost la mine acasă, nu m-a răbdat inima să nu mă lupt, dar eu nu trebuia să mă lupt acolo, că nu puteam să dau cu mâna stângă. Și asta era 2010, în mai. După aia, în septembrie, eu mi i rupsesem cu un an în urmă degetul și simțeam că nu puteam să-l strâng. Dar abia în septembrie, în 2010, am fost în America la un concurs și acolo i-am spus antrenorului acum am simțit că pot să, dea, să, dau iar cu mâna asta. Și au urmat europenele, open, la Belgrad, în care eu, când am plecat noi cu autocarul, eram plin autocarul de sportiv, că a fost și de junior și eram cu niște copii după noi, eu am făcut o febră din asta foarte nasoală și mi-am consumat toate hainele care le aveam cu mine în bagaj pentru că transpiram și eram fleașcă și mă simțeam foarte rău și cât am stat la Belgrad am fost mega bolnav. Știu că colegul meu de cameră mai mi ducea, cumpăra mandarine, mi-aducea ceai. De ce ai făcut o viroză sau ce? Nu știu ce a fost, dar am simțit foarte rău, extrem de rău și nu puteam să mănânc, beam doar supă. Supă hm. caldă, ceai, și mandarinile alea le-am mâncat două zile înainte de concurs și mergem la concurs, îl vedeam pe președintele federației să uita, așa, el știa că eu eram care trebuia să ia rezultat acolo, mai erau șase băieți, dar erau mai tineri, mai el știa că eu ar trebui să iau se uita gândit rău de tot, adică simțea că nu putea să-mi zică săracul că mamă, ești praf. Eu de-abia mergeam, adică ăștia, știu că aveam niște poze, ne-am noi pe la niște vestigii de-astea arheologice pe acolo și știu că în poze eram singurul cu geacă și era un tricou. Era, era noiembrie, era o zi cu soare. Și eram așa în tricou și eu cu geacă, cu căciulă, eram barză. Și în dimineața concursului mă simțeam rău, m-am luptat cu un mare din Lituania, avea la vreo 120 de kg, un disperat, era nu era foarte experimentat și era foarte agresiv și fiind mare așa, a să iau taurul de coare, nu puteam să mă lupt tehnic cu ăsta. Ne-am bătut parte în parte, știi? Și l-am bătut greu, pentru că era mare animalul, nu, nu puteai. <laughs> și chestia asta mi-a amplificat starea de neîncredere, știi? Că Po păi, pe ăla era, nici nu știu pe ăsta. Era mare, dar eu nu e speriam de unul mare. Dar faptul că se mișca mult, el, el fiind agitat, nervos, se mișca prea mult și nu puteai să-i potrivești acolo, să-i tai unde trebuie, știi? Și m-am luat cu el în focul luptei, am câștigat, iar în paralel cu mine se lupta un francez, un alt, deci următorul meci era cu francezul, care în meciul de dinainte pentru o rovitură, până întoarcere în cap, l-a făcut caut pe ăla și cu stângul. Foc okay, eu, mamă, ăla e în super formă și eu sunt praf și mă rup cu ăsta acum, ce fac? Și mare, știi, musculos. Și m-am băgat și am dormit. Cum? Aveai febră în momentul ăla? Uh, nu știu dacă aveam febră, dar nu mă simțeam bine. Okay. Și m-am culcat. Și am dormit acolo în sală. m am că aveam și, am și poze de acolo. Mi-am făcut poze. Eram băcule. Dormeam pe, în sală pe băncile de la spectatori. Și am dormit acolo vreo oră, două. Bă, mi-am mai revenit mă duc cu francezul și am hai să lasă să dea un pic, știi, să obosească. Și când am simțit că de, le dădea de pe margine, când teritoriul le dădea foarte spectacol, foarte exploziv. Știi, se, se auzea așa, știi, și era foarte estetic. Când l-am lăsat să dea mine, mi-am dat seama, bă, ăsta nu poate să-l mă Nu dădea tare. El dădea foarte în tehnic. viteză, foarte tehnic, dar făcut ăsta nu ce să-mi fac. Hai să-l mai lasă să de-a mine. Era de șotocan așa de așa e el, e un tip care îi place să facă spectacol, să dea picioare până întoarcere, să facă dar nu e dur și undeva mental cedează mai repede că aici e o chestie foarte mult aici și când l-am simțit că el nu poate să mă rănească fac eu, dacă tot sunt obosit și sunt varză, să-l mai lasă să dea că nu îmi face nimic și l-am lăsat să dea, să dea, și după aceea după jumătatea meciului am început eu să-l presez și pe a doua repriză am câștigat eu dar la pas așa, adică i-am luat fața, știi, nu am forțat mai mult decât trebuia. După ce am mai avut un polonez, după aceea am ajuns cu un tip care era campion european și care după aceea e și campion, vicecampion mondial de open. Francez, 103 kg uh -huh. și totuși era elevul colegului meu din Franța. Uh -huh. Psihologic asta cred că a contat. Știi că nu are ce respect, așa, știi? I-ai bă bătut senseiul. <laughs> nu, zic așa, colegul meu din Franța era antrenorul lui, iar eu știam ce tactici abordează. M-a ajutat și chestia asta. Vedeai în... Știam ce gândește el, știam ce i s-a spus. Și am luptat foarte bine, tactile am luptat, am câștigat și cu el, după aceea am ajuns în finală cu Alejandro Navarro, care... Eu pierdusem cu el într-un meci înainte, tot în sala aia în Belgrad. Altă dată am avut un meci foarte strâns cu el în care eu am simțit că am fost mai bun și i-au dat lui. Și atunci știam că acum am un meci cu cel mai bun. Fusese campion la All Japan Open. Deci când un nejaponez câștigă All Japan Open, ăla e zeu. E... Și el era cu an... în anul de după ăla. Ok. El era super motivat, vicecampion mondial înainte și a ieșit campion mondial la trei ani după meciul ăsta cu mine. Deci el a fost între două campionate care la unul a fost locul 2 și la unul locul 1. Și mi-am zis, eu când am intrat în meci, deja mă simțeam din ce în ce mai bine, dar eram hâtru așa, adică m-am gândit, băi, intru și cu ăsta și nu-l las să mă bată. Nu m-am gândit că eu o să câștig meciul ăla. Dar nu-l las să mă bată. Dar eu nu-l las să mă bată pe ăsta. Știi, n-am gândit-o să câștig. Mă țin tare. Și ne-am bătut ca achiori. acolo ne-am o repriză două. La un moment dat, la ultima repriză, un arbitru dă pe el câștigător, doi pe mine și unul dă egal. Și ăla de mijloc putea să dea cu mine sau egal. Nu putea să dea cu el, că îi trebuiau trei voturi. Și cel de mijloc dă cu mine. De la masa oficială se vine și că nu, 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 cel care a dat egal e a treia repriză. Trebuie dat neapărat cu cineva a venit o la campionul Japoniei. Nu trebuia să ia bătaie de la un unul... acum, anul ăsta. Și a fost așa, așa, mi așa am perceput eu, poate sunt subiectiv. Și cel care dăduse egal, acum trebuia să dea cu cineva. Și a dat cu mine. Nu cred. Și acum numără cel de milu și zice 1, 2, 3 și câștigă Nicu de la masă oficial se gândesc ei și își dau seama că bă, e așa că urmau, urma cântarul. Tu dacă te lupți, trei reprize, apar scândurile și cântarul, dacă la scânduri ești egal, urmează cântarul. La un campionat open câștigă cel care are cel puțin 10 kg mai puțin. La campionatul ăla nu am spart Dacă e egal. Dacă, dacă, sunt 9 kg 900, este egalitate. Și la cântar și te mai bătut o repriză. Ce reguli! Și eu când, -am, când a dat cu mine, au zis, nu, 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 egal era posibil, am greșit noi. O. Uh. Și au dat tipul acela iar egal. Cel din mijloc, de dai seama, a înțeles mesajul, a dat egal. Haideți la cântar. Eu știam că Navarro are... El era campion mondial de 90 de kg. El între timp era mai gras acum. Cum ți-am zis ori ne duceam mai împănați la Open, că nu aveam de ce să mai slăbim. Eu nu știam câte kilograme are, dar fac eu... Mamă, dacă s-au opus de două ori, nu sunt -mi de-a mie. Eu acum trebuie să fac nu no caut, adică n-am nicio șansă să... Dacă meciul termină în doi în picioare, e de lui că... La ce văzusem că s-a întâmplat? Așa. Și ne îndreptam spre cântar. Și mă cântăresc eu primul, 85 de clame, și eu, în controlarea inspirației, că erai obosit, în controlarea inspirației să mă încarc că m-am mai băbat două minute cu ăsta. Și eu nu lasem în calcul că ăsta poate să aibă peste 10 kg mai mult decât mine. Cristian, că că are 90. Și, eu aveam 85. Și am avut 97. Man, și au început, 12 îi, vedeam, kg. îi vedeam, pe, vedeam pe ăștia de la mine din echipă că săreau în sus. Yeah! Și eu... Ce e, mă? Știi, băi, că kg era da, la da, diferență. Da, dar da, da, el era îngrășat, ca, ca, și mine, că eu eram de 80 de fel. Dar aveam 85 da, în Da, dar eu aia. venea de la alt calibru. Da. Și am câștigat la cântar, adică a fost o, așa, o chestie, s-a întâmplat exact, că de-aia contează cum intri. Eu amintea că nu mă las bătut de asta. Nu, s-a filmat meciul ăla, nu? Ba da, este, dar este pe YouTube. Da? E pe YouTube. Ne, să ne dai niște chestii <laughs> să le punem în descriere, <laughs> să se uite oamenilor. La... Eu m-aș uita <laughs> la meciul acum. <laughs> După povestea asta, nu? N-ai vrea să-l vezi? Mi s-a Pet... pentru mine a fost uh, și pe un uh, apogeu al carierei mele la care eram conștient de lucrurile astea. Poate că al sportiv nu le percep, nu percepea la fel. Adică poate au gafat, nu știu, dar mie mi se părea că parcă nu se vrea să câștig eu, știi? Și mi s-a părut genială, <laughs> genială uite, chestia că am avut cu 12 kg. Da, dar, puțin. Când ești român, ți se și pare. Nu știu ce să zic. Unor e pe bune. Cred că la un moment dat atitudinea de victimă nu este bună în niciun caz. Pentru că dacă suntem, să zicem, dacă gândesc așa că sunt români și sunt, să zicem, nedreptățit, este din cauza ceea ce am făcut eu și ceilalți români până acum. Da. Adică la un moment dat am observat că dacă te concentrezi pe. Chestii de genul ăsta vei rămâne tot timpul blocat în etapa uh -huh. aia. Dacă le ignori, vei rezolva problema și te gândești că nu, trebuie să trag eu și mai tare. Așa e. Atunci, adică eu am făcut gafa asta niște ani și am plătit pentru asta. Te deraiază, te scoate da, de pe traiectorie. Da, rămâi frustrat rămâi frustrat și asta te blochează, tu nu mai poți să sar mai sus. Eu am observat... Chiar dacă e adevărat, chiar dacă nu e adevărat. Am observat echipe care s-au... Echipele care s-au dus pe nișa asta, pe linia asta de a contesta, de a se văita, de a nu știu ce, niciodată n-au scos ceva. Cei care, când au fost nedeptățiți, au lăsat capul în jos și au mers înainte și n-au creit nimic, au venit data viitoare mai tari. Până la urmă nu s-a mai putut să le stea nimeni în Adică pentru mine asta a fost faptul că eu ca sportiv am simțit niște lucruri, după aceea eu în prima parte a perioadei ca antrenor am reacționat la fel și eu și acum mă simt așa zen. Nu trebuie să mai fac asta. De trebuie bine. să iei lucrurile numai să te concentrezi doar pe partea pozitivă, pentru că dacă te pierzi, dacă ți iei ochii de la chestia aia, pierzi ritmul. Gata, E ca și cum nu te mai ai la drumul drept, uh -huh. te-ai uitat uh, în prăpastie și uh, ai te împiedicat o piatră. Vreau să intrăm și în discuția de antrenorat, pentru că acum ești antrenor, acum treci din chestia asta, ești unul dintre puținii sportivi care după ce și-au terminat cariera de înaltă performanță și-au găsit o cale tot în sport. Așa să mai spui povestea aia cu japonezul care te-ai luptat tu. Știu că în la Kyokushin întotdeauna miza este să nu să te bați parte în parte cu japonezii. Să ba, dacă bați un japonez... Mm, nu am avut neapărat chestia asta, dar la un adică moment dat sunt, noi sunt, simteam sunt o mai presiune japonezi? acolo. sunt mai buni japonezii decât europenii la Kyokushin? Nu neapărat decât europenii sau decât alții. Adică eu nu iau așa europeni sau... Japonezii sunt cei mai pregătiți. să pregătiți cel mai bine. De, de ce? Din punct de vedere tehnic. Pentru că sunt foarte perseverenți. Deci ei, când uh, le Nu știu, dacă ai un elev și îi spui să dea de o mie de ori cu pumnul în oglindă și îi pleca de acolo, uh, când te-ai întors, ăla a dat o mie. <laughs> Ceea ce... Cred că nicăieri, în altă parte nu chiar întâlnești situația asta. Mă refer la nivel de masă. Ok. O să întâlnești niște excepții, dar... Ei sunt foarte perseverenți. Muncesc foarte mult. Și la un moment dat... Cine a fost mai răsărit din alte părți a fost întotdeauna unul care a avut foarte mare influență de la ei ca și concept de antrenament. Primul campion mondial nejaponez din istoria Kyokushinului, Open, este Shihan Francisco Filio. Antrenorul lui este japonez. Uh -huh. Care a fost trimis de Sosai Oyama în Brazilia acum 40 și nu știu câți de ani să dezvolte Kyokushinul și l-a lăsat acolo. <laughs> și omul ăla a scos pe Francisco Filio, pe Glaube Feitosa, pe Everton Teixeira, care sunt mai celebri din cauza că au luptat, datorită faptului, că nu din cauza, nu e ceva negativ, Bun, așa? Că au luptat în K1. Și acolo a fost foarte mediatizat. Dar ei în Chiocușin au fost ireproșabili și eu am crescut urmărindu l Bine, Everton e mai mic decât mine, cu patru ani, dar cu urmărindu-l pe Shihan Filiu și pe Sensei Feitosa, așa am crescut noi. Când aveam o casetă VHS unde puteam să-i vedem, eram în extaz și am crescut cu ei. Dar ei, Francisco Filiu, a câștigat cu japonezii pentru că l-a antrenat un japonez. Ok. Adică omul ăla... Câte, interse câte intersecții, câte lupte ai avut cu japonezi? Păi, în general, la mondiale m-am întâlnit și pe la All American Open. Destul de multe. Destul de multe. Și, de obicei, așa, un inventar, un, un bilanț? Mm, n-am ieșit foarte bine ca și scor, dar uh, niciodată n-am fost învins, uh, cum să spun eu, cum să zice, prea clar. Adică au fost meciuri foarte disputate. Okay. Niciodată n-am fost făcut oazari sau dominat. Eu nu m-am simțit dominat într-un meci cu un japonez. Să mă domine clar și să-i dea lui din cauza asta. Deja când te-a și tu două acolo, e, 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 cred că mai mai sărai. Nu știu ce să zic, dar eu în meciul care îl contest eu, l-am pierdut, ca pe care eu m-am zis e, foarte antrenat, am pierdut cu avertisment. Uh -huh. Și cu două avertizmente pierdei. Și eu, într-adevăr, i-am aplicat o lovitură cu pumnul la nivelul feței, dar nu direct. A fost deviată de mâna lui. Deci eu, uh -huh. eu, eu îndreptase în către piept și el bloca în așa fel încât să reau pumnii în sus. Ca să... Când lua pumnul în față, se arunca pe jos și spunea că dat în... adică evidenția chestia asta, că dacă nu, dacă nu te arunci jos la o fază de asta, se poate trece peste. Dar dacă sau oprim meciul, tu ai căzut jos, arbitrii trebuie să dea ceva. Păi ce a fost? De ce a căzut? I-a dat cu pumnul în față. Mm -hmm. Poate că era o lovitură care îl putea face să cadă sau poate că nu. Că deviată n-are cum să te facă chiar. I-am spart buza un pic. Mm -hmm. Mi-au dat un avertisment, iar am luptat iarăși, spart eu buza și un mai pic. agresiv... Eu dat deja de la Julit. Nu, uh, și mai agresiv am început, pentru că eram disperat că să trebuia să răți că ești mai bun, și eu a doua lovitură nu i-am dat, nu i-am atins fața. Și s-a aruncat jos cu mâna la față. Asta m-a... Patru ani de zile am stat cu frustrarea asta, pentru că eu știam că n-am greșit acolo. Uh -huh. Am avut filmare, am avut poze, m-am uitat de -o mie de ori. Eu vreau să pentru că tu în lupta aia, tu poți să faci lucruri de care tu nu mai ti-ți minte. Poate i e da și nu, dar m-am uitat în filmă, m-am uitat în poze, nu i-am atins fața. Și am luat al doilea avertisment. Și din cauza aia am pierdut meciul. Și eu mă simțeam că pot să câștig campionatul atunci. Eram foarte antrenat. Și, și, după una de asta trebuie să te întorci la muncă și să te antrenezi da, și da, să, trebuie să, vi, să fii mai, mai bun la Și să te susține și alții, știi? Că la un moment dat tu rămâi acolo în frustrare și trebuie cineva să te tragă. Eu ca antrenor acum nu mai concentrez pe părțile astea negative, nu trebuie gândi negativ. Orice gând negativ, că nu ți-a ieșit ceva, noi suntem cu paharul studierea goliciunii din pahar nu a părții pline. Și na, vine un război ca ăsta și îți dai seama că partea aia care o vedeai tu goală mereu, de fapt era paharul mega plin și tu erai bătei câmpii. Adică la un moment dat trebuie să apreciem ceea ce avem și să încercăm doar să mergem înainte. Adică spiritul ăsta de cheocușin, că se spune foarte mult așa, are spirit de cheocușin, că nu cedează. Never give up eu îl văd uh, calitatea principală este și în viață cred că la un moment dat dacă știi să înduri fructele vor fi mult mai dulci dacă n-ai răbdare și ești așa tot timpul superficial și pretențios și vrei multe așa fără să faci tu prea multe uh, cred că e ceva așa care trece repede uh -huh. în schimb dacă vrei să înduri când îndurat în ghilimele poate să fie să înveți la școală în duratul ăla. De. Partea, să zicem, mai neplăcută uneori. Toate lucrurile alea sunt, de fapt, lucrurile care te ridică mai târziu. Dar fugim toți de ele când suntem în situația aia și e magia celor din jur, că la un moment dat, cum îi educăm pe copii ăștia, ei nu știu ce au de făcut. Ei sunt oglinda noastră. Dacă noi le dăm ce trebuie, ei devin ce trebuie. Hai să vorbim despre partea asta. Pentru că după ce ai dus o carieră frumoasă de sportiv, Exact cum ai zis tu, din 2000 te-a mai bătut nimeni. 99, în România. Bătuni. În România. În România. Și uh. m-am bătut ultima oară în 2012. În România. Da. Și, uh, nu, no, a fost okay. Acum, în, în, <laughs> nu, nu, nu cred că a fost ușor. Uh, între timp uh, ai devenit și antrenor, uh, ai început să, să experimentezi și cu kickboxing, nu? MMA? Uh. Eu am avut o perioadă în care am luptat în kickboxing cât am fost în ANEFS ca student. A, am avut acolo pe domnul Deliu ca antrenor, profesor și dânsul ne-a re... propus să participăm pentru facultate și la campionate de kickboxing. Eu făceam kyokushin și mă trecea pe mine ața. De mult întotdeauna am fost atras și de kickboxing și 5 ani de zile, adică cât a fost facultatea, dar și un pic după, m-am luptat la campionate de kickboxing, de ashihara, de korokai, de budokai, niște variante era un pionierat al Mix Martial Arts uh -huh. pe vremea aia. Nu exista, să-i spui, probă de Mix Martial Arts, da. dar erau diferite sporturi care erau, de fapt, de MMA. Da. Eu, făcând judo la facultate, am intrat și la specializare judo, am trei specializări, am de arte marțiale de contact, de lupte și de judo. Am făcut și trei școli diferite. Am vrut așa să intru mai în detaliu. Și... Uh... Faptul că am intrat la kickboxing, mie mi-a confirmat că chiocușinul pe care îl fac eu este bun. Pentru că eu, când am intrat la primele campionate de kickboxing, nici măcar nu făceam kickboxing, adică făceam doar chiocușini. Eu, eu, nu, nu luptasem niciodată cu mănuși. mie mi-a băgat mânușile în mână la meci și aveam o senzație ciudată. Fac eu, aolo, pe ce fac cu astea, că nu mai simte la nimic. Pentru că noi la chiocușine luptam cu pumnii goi. Și a fost o experiență așa, adică... Alt echipament, mănuși... Alt sport, pentru că tu acolo intervine partea de defensivă, că să dai în piept sau în față nu-ți e greu, dai și în față, dar să te ferești de cu totul și cu totul alte mișcări de pumni, aici blocai aici la corp, acolo trebuie să-ți ferești capul și trebuie să ai head movements foarte bune. asta le-am învățat așa mai mult din practică la început, după aceea am început să mă mai întâlnesc și eu cu diversi care mai făceau kickboxing, dar uh, pentru mine rămânea prioritar că adică era ceva ce făceam în plus și mi s-a întâmplat azi să am campionatul național de Kyokushin sâmbătă și duminică campionatul național de kickboxing. Dar pentru mine okay. sacru era ăla de Kyokushin. De -a la kickboxing ce ai făcut? Ai luat ceva? Da, am luat, nu, m-am la, la național, am, ieșit, am ieșit și la MMA, am ieșit și locul 3, și locul 2, și locul 3, mă luptam, câteodată am pierdut, am dat la un campionat de kickboxing de două ori cu genunchi și nu aveam voie, era un regulament, la care eu luptam instinctual eu cu cine eram eu săracul acolo? Și la MMA m-a ajutat judo care l-am făcut. Faptul că făceam un judo, nu eram eu un mare judocan, dar știam măcar cu ce poate să vină către tine unul care știe și știam măcar să mă apăr de unul de ăsta. Și ai luat toată experiența asta până la urmă de arte marțiale și de luptă și ai transformat-o până la urmă într-o școală, acum predai și tu ești eu, unul dintre ăia care trebuie să ia copiii românilor și să facă un pic de spor cu ei. Și sunt tare curios cum vezi generația asta. Eu cred că chestia asta cu generațiile, știi cum e, când îmbătrânești... Am vrut așa să zic ca o metaforă, că sunt mai multe generații acolo la tine în sală, dar înțelegi ideea. Da, oricum eu i-am preluat de 20 de ani. Din 2001 am început eu să predau la o grădiniță. Prima dată așa propriilor mei elevi, care m-au avut doar pe mine de profesor. Și în ziua de astăzi fac cu copii și de grădiniță. A, ok. Deci chiar astăzi am făcut grădini cu grădiniță. Apropo, câte antrenamente ai avut Astăzi am avut nouă clase. Marge. Apropo, pentru ce... <laughs> în locații diferite, adică nu... Coincidență <laughs> sau nu, tragem la ora... Suntem la ora 22. Deci dacă vă uitați... Din dimine... cauza mea. Dimine... <laughs> ba nu din cauza mea, că eu am, eu am cu ceva. Așadar, vine după nouă antrenamente la care nu a predat Pre... la, la Le-am predat. Le-am predat la mine... Da, da, în echipament și ai dat și tu. Da, explicații, e, e altceva când te antrenezi tu, e, okay. mi se pare mult mai solicitant. Dar ți-ai făcut și antrenamentul tău? Astăzi, astăzi n-am apucat, n-am avut când. te mai antrenezi și tu? Da, mă antrenez în fiecare zi, dar astăzi n-am avut cum pentru că n-am avut nicio grupă de avansați, pentru că eu mă antrenez cu grupa de avansați. Okay. Și ce le dau acolo, le dau ce să fac, fac și cu ei, e altceva. Cu cei mici trebuie să stau să-i să corectez, să le explic, n-am no, cum. Mai am o curiozitate înainte să intrăm la copii. Ți-ai pus vreodată vreun ceas să-ți monitorizezi caloriile. Sunt tare curios. Câte calorii arzi în, după nouă antrenamente? Când predau, nu mi-am pus niciodată. Când mă antrenam, mă interesa foarte mult cât ar de la antrenamentul meu. Dar aici nu știu dacă ar calori de calorii. Nu. nu, eu nu văd o, nu. un efort. Dar la antrenamentul tale, cam să câte cât pe oră? Nu știu ce să zic. Când, Eu mă interesat de kilograme. Eu le măsuram, dar nu studiam foarte mult. Okay. Dar pe anumite eforturi le măsuram. Nu pe bătaie. Când alergam, când făceam la bicicletă. Nu-mi plăcea să porceas ceas sau centură, că făceam okay. antrenatul specific. Și asta n-am putut să măsor, că e senția. Nu prea sunt ceasuri de, de, spor, de arte marțiale. Da, dar poți să porți asta aici, dar nu când ai contact. Când da. dai ai la sac, când ai la palmare, poți. Dar mă, trebuie să stai cineva cu ceasul. N-am avut eu luxul ăsta să stea cineva cu ceasul. M-am făcut singur. Și să mă uit eu să și dau e greu. Da. Okay. N-am avut chiar Bine, ce trebuie. Hai să vorbim de copii, așadar. Uh, predai la copii uh, de la grădiniță. Începând cu cei de grădiniță până la Bunicilor. Până la... okay. <laughs> deci, dar o... în contexte diferite. Exact. Și ei pe, pe diferite clase și pus să vezi uh, și cum se transformă nu de, 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 de fiecare generație. Oarecum, că fiind acolo se prezent, ceva? nu simți chiar așa de repede, știi? Adică te este gândești tu mult în urmă ca să simți asta. Da. Dar fiind zi de zi între ei nu simți transformările, știi? Ca atunci când te vezi zi de zi cu cineva care tot slăbește, dacă îl vezi după un an... Deci, mă, ce ai slăbit, dacă l-ai văzut zi de zi în anul ăla, se pare că e la fel, așa și Acum cu ei. efort, fă un pic de zoom out. Uh, diferența față de când era pe vremea mea, ca să zic și eu așa ca bunicii, avem de a face un pic cu mai puțină motricitate din partea lor, mai puțină flexibilitate. Eu țin minte când m-am apucat o prima dată de carte, eu aveam 15 ani, dar veneau copii de 6 ani, de 7 ani, 80% făceau sfoara când veneau prima dată. Bang, la 5 ani, 6 ani, tot. Acum nu e așa. Sunt turne fel, adică în, și la un moment dat, și te lupți și cu motricitatea, cu coordonarea. Adică ce, ce înseamnă asta? Cu, cum nu? înțeleg mișcările, chestii de concentrare? Eu consider că la un moment dat, na, nu știu dacă o să fii de acord cu mine, tehnologia avansată, la un moment dat, ne face să fim mai. Da, Lene, și un pic. Am publicat fizic. noi acum un material în care am explicat cum există cercetări care arată că inclusiv statul prea mult pe telefon curbează coloana și se micșorează spațiul cutiei toracice și scade oxigenarea la copii și ajung să aibă dureri de cap și de, și de spate. La mine efectul asupra fizicului, ce spui tu exact strict acum, mi se pare o chestie mică față de cât de mult îi afectează la partea de concentrare și consider că ceea ce fac eu, karateu eu am așa niște abilități de a putea să-i fac cred că pot pe orice copil să îl fac să vrea să facă treaba asta. Okay. Adică știu foarte bine cum să iau și așa, și la un moment dat, cu cât un copil are mai mult contact și este lăsat mai mult pe gadget-uri și așa cu atât mai greu se poate conecta la mine. Indiferent ce calități are, cât de motric e el de la mama natură. Nu se conectează, nu este atent, refuză să fie atent pe chestii pentru că probabil că acolo are niște satisfacții pe niște lucruri care îl țin în priză, care aici o să aibă satisfacție când o să ia el centură neagră peste 10 ani. Și atunci nu le excită nervos atât de mult ceea ce îi prezint eu acolo: că trebuie să lucreze, să facă nu știu ce mișcări, nu știu câte flotări. Eu nu sunt atât de atractive ca ce se întâmplă acolo. Eu, eu nu sunt atât de bun, nu, nu, nu mă joc pe calculator sau. Dar eu am Mie observat o mare lipsă de concentrare din partea copiilor care au fost ținuți foarte aproape de tehnologie, și copiii care sunt ținuți mai departe. Și li se creează un mediu în care să fie să se cațăre, să se joace și tot timpul le aloci timp pentru genul ăsta de activități, cu ea ți-e foarte ușor. Din prima ți-au învățat orice. Și capacitatea de la mama natură o au toți la fel, okay. la un moment dat. Cotează cât conectat. Mai ales, mai ales, când, sunt copii. Mai ales da, când sunt copii. da. Dar e, e vorba de a te asculta. Ok, asta este partea de concentrare. Faptul că stau atât de mult pe tehnologie, nu, nu sunt la fel de concentrați pe antrenament. Da. Pe parte fizică aveți vreo diferență? Să nu mai plăpânzi Să nu mai plăpânzi, mai plăpânzi. Da. Și la un moment dat mai apare și chestia asta De Tot psihic este, că de la psihic pleacă tot Te doare mâna și dacă vrei să te doare Dacă nu vrei să te doare, nu te doare Dar la un moment dat chestia De a, de a îndura De a îndura să stai Într-o poziție mai mult timp de a îndura să stai în locul ăla să-l asculti pe profesor când îți explică. Poate fi ceva foarte chinuitor exact. pentru anumite persoane. Faptul că trebuie să repeți o chestie până îți ajunge automatist, că ăsta e sportul. Eu sunt acceptat de acești copii pentru că am niște metode prin care reușesc să le distrag atenția și să-i motivez să facă și fac niște, cum se zice, subversiune, sau așa? Tu faci așa niște chestii, niște vrăjeli pe acolo, creezi niște situații ca să-l faci pe copilașul ăla să facă chestia de mai multe ori, că aia îl va face să fie bun la sport. Știi, tot repetând, tot repetând, el să fie bun. Dacă îi prezinți așa, du-te acolo de 2000 de ori ca la japoneză, dar nu o să facă. Și atunci tu ei, dacă facem așa, nu știu ce, dacă... Și atunci o iei cu el și te joci și îl faci și la un moment dat, lui începe să-i placă. Adică, după un an, doi, chiar poate fi dependent de treaba asta și începe să-i placă lui de el, că e apreciat de cei din jur, că, mamă, ce bine se mișcă copilașul. Mm -hmm. Adică, nu de e dat. greu de trecut pragul ăla. Problema este mentalitatea unor oameni care sunt părinților, unii dintre părinții lor care sunt prea blânzi cu ei și prea protectivi. E o chestie adică... de abordare. Uh, întotdeauna trebuie să-l... E o psihologie simplă a vârstelor care o știm cu toții, teoretic, dar nu o aplicăm, nu avem tăria aia, știi? Dacă copilul ăla vrea ceva acum și bate din picior, unii cedăm, unii nu cedăm. Dacă noi facem un regulament foarte clar cu copilul și uh, atunci când face ceva se va întâmpla asta și când face altceva se va întâmpla asta și știe sigur că așa este, el se va adapta regulamentul foarte lejer dacă noi suntem schimbători și mereu cedăm și cedăm și cedăm într-un fel îl distrugem pe el, prin bunătatea asta prea multă eu asta simt eu după 20 de ani de predat multor copii multor generații de copii că la un moment dat nu trebuie să fii dur cu el trebuie să fii logic să-i explici clar niște lucruri și când ai promis ceva să ții de promisiune Okay. Că e de bine, că e de rău. Și să ai grijă ce promiți. Și să ai grijă ce îi spui. Oh, dacă mai faci aia, eu o să-ți fac nu știu ce. Și nu-i faci niciodată treaba aia, n-are nicio valoare. Îl faci orice spui tu să nu mai conteze. De-aia trebuie poate la un moment dat făcut cu niște lucruri foarte simple de aplicat. Și foarte adică, legere. De un exemplu. Nu știu. La un moment dat nu e normal să zicem copilul stă pe canapea, este în casă și zice, mami, adu mi un pahar cu apă. Sau asta nu vine de la el. Vine de la că mami îi întrebă, ți-e sete? Și el zice, nu. Aia adu un pahar cu apă. Adică depinde cum îl obișnuiești. Trebuie să fie niște lucruri care fiecare trebuie să fie responsabil și eu cred că chestia asta, japonezii au succes cu caratele astea prin toată lumea, și din uh, faptul că în cultura lor, din ce am înțeles, copiii la școală, ei fac curățenii. Nu au femei de serviciu. Că antrenamentul începe cu curățenii. Nu la antrenament, la școală. Și la școală. La școală, la școală. Adică o responsabilizare de mici. N-ar strica să-și facă curățeni în clasă singuri. Nu numai în clasă. După el, nu știu, adică dacă părintele, dacă mie îmi vine un copil de 9 ani să leg la centură, undeva s-a greșit și îmi vin mulți dacă vine să lege la șiretur și şi are 10 ani și eu zic așa a dat așa mai da. extrem ca să obțin reacție dar îl lași acolo că el încercând până la urmă te ai tăria aia, să ai aia să-l lași pentru că îl ajuți, îl faci să se descurce îl faci să rezolve el problemele să nu o să-i poți lega și direcţi... la 20 de ani și la 30, nu? din păcate, deci am întâlnit situații de genul acesta și eu consider că sunt niște drame care se întâmplă. Adică copilul acela va crește și va avea niște probleme mai târziu. Pentru că el s-a obișnuit să fie ajutat. El nu o să se poată descurca în multe situații, va aștepta tot timpul. Doamne ferește de, ajunge mai devreme în imposibilitatea de a fi ajutat. E bine să-l faci să fie cât mai independent, să zicem. Mhm. Uh -huh. Eu am simțit nevoia să fi independent, eu ca și copil. Cred că și ei simt nevoia asta. Și cred că orice om se simte bine să fie independent. La modul de bun simți, nu așa să-și ia lumea în cap, dar să se poată el, cu el să se... Uite, știi ce zic psihologii, spre exemplu, de copii care vorbesc târziu? Au a, o inteligență mai mare și că... Mă, nu neapărat. Sunt unii care vorbesc... A, 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 a. Gândesc mai repede decât... A... Nu. lor înțeleg ce spun... Și nu îi lasă, lasă să articuleze. nu corectează. nu corectează și nu îi lasă să articuleze. Și am un prieten care a, a, a pățit chestia asta și a zis, Auzi, fă că nu înțelegi. Continuă discuția ca și cum el da. a vorbit normal. Asta a, 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 pa, 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 a, pa. Nimic. Pa, pa, pa. <rept> nu feedback. <a? gământ> Zice vrei. Și el se enervează că știe că am mai primit înainte. Și dacă așa, până la urmă din frustrare. Care trebuie din start să o ușurezi. Exact. Da, 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 normal. Și... <gământ> Până la urmă, oamenii învață de nevoie, nu devine cineva... Da, nevoia te învață, că e și vorba. Da, și nu cred că se va ridica de pe canapea, că vrea să se ridice pe, de pe canapea, nevoia să-l ridice de pe canapea. Da, decât dacă, decât dacă știi că nimeni nu-i va aduce nimic dacă nu se ridică după canapea. <gântu -i> da. Citeam un, 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 un interviu al unui general american care se plângea cum că mai nou cadeți ăștia tinerii pe care i aduc la armată, nu doar că sunt mai plăpânzi, se rup mai ușor la propriu, ci că se fac mai multe fracturi în armată ca niciodată. Să au oasele mai friabile. A observat chestia asta? Da, eu lucrez și cu adulți și cu copii și foarte mulți au probleme, adică cu bandaj, cu mănușă, doare montul, dar durerea, adică care nu mai trec încheietură, cu merg la doctor, adică după ce a dat cu niște pumni, dați eu mi-am prim, mi cumpărat primele mânuși după vreo 3 trei ani. Făceam carate de trei ani când am avut primele mânuși. Adică a curs sânge din pumni trei ani de zile, că dădeam și fără nici, nici bandaj. Ne-am cumpărat primele bandaje după o perioadă de la tehnico medical, nici nu găsei, nici nu aveam bani. Și primele mânuși, țin -mi că mi-am dat în 96 niște mânuși. Și dădeam, nu am nu, nu la doctor, -am, adică eu am avut fracturile astea așa în meci, am dat în os cu pumnul gol. În, de obicei eu mi, mi le-am rupt la openuri, unde m-am bătut cu unul cu 20 kg mai mare. Și atunci când e impactul... În, în ce dădeai? În ce fel de os? Eu aveam foarte... Mâna asta mi-a rupt eu dădeam croșeu pe claviculă. Le deam foarte tare pe clavicul lor dreaptă, el, el fiind dreptat și eu, el, el stând cu umărul drept în spate dreptat și el mie îmi venea perpendicular acolo, le dădeam pe astea foarte tare și de obicei ei nu le suportau aici. Și începeau să pună mână, eu, eu nu-mi nu amintesc faza în care mi-a rupt, dar eu cred că de acolo, de undeva, a pus ceva, un os, cot, ai ceva, da. Și n-am dat-o unde o potrivisem eu și probabil că o potrivisem foarte tare pentru că la open în ala de 100 de chiedi, îți dai tare nu poți să o dai așa să te atingi cu el, mm -hmm. trebuie să-i faci damage. La noi uh, se pune knockout. Knockout înseamnă dacă tu ai primit o lovitură și mai mult de 3 secunde, dacă în 3 secunde nu ești iar în picioare, e knockout. Pentru că Susai Oyama a considerat că pe stradă, dacă te lupți, în 3 secunde e jos, te ia la picioare, nu te lasă să te trezești tu după 10 secunde. Uh, se pune knockdown, wazari, Asta e ipon. Deci 3 secunde, peste 3 secunde e ipon oazarii, dacă și-a revenit în alea E dat una în burtă, o, a simțit-o, dar după 3 secunde e iar gata de luptă. Sau un picior l-a zdruncinat un pic și e totuși încă drept. Dacă meciul nu are nici oazarii, nici ipon, sunt trei criterii. Demegi, primul criteriu. Deci tu când te bați cu celălalt, dacă el n-a fost îndoit, dar se vede că le simte. Câștigă la care l-a făcut pe la să, se să le simtă. Criteriul 2, dacă aici e egalitate la damage, se pune uh, eficiența tehnicilor. Adică eu îți dau mereu un plin, tu ce îmi dai, eu blochez. Ok. Câștig eu. Și abia ultimul criteriu este number of techniques, care a dat mai multe. Nu e nicio diferență, nici la damage, nici la eficiență, dau amândoi la fel de ineficiență. De... Destul ce? de democratic, așa. Nu e, gândit bine, e gândit bine. Ei, și acum venim la oamenii din zilele noastre care trebuie să dea așa, dacă ar trebui să dea așa, au început să aibă dureri. Și da, mi s-a întâmplat ar, chiar foarte des în ultima perioadă. Dar să dai cu pumnul Dar în cu bandaj orice... și cu mănușă de box, adică nu cu pumnul oricum de noi pe vremuri. Deci prin mănușă ajung să-i doar oasele. Da, 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 oase sau ar trebui să tur, așa, ar, mai ar trebui un pic. Și, atunci vine întrebarea, ar trebui să-ți fie frică să dai cu pumnul indiferent de vârstă? Uh, nepregătit. Da dacă te pregătești, la un moment dat se întărește, că și sensibilitatea apare la deși noștia care se apucă prima dată. Dar totuși mai mult decât alte dăți de în ultima perioadă. Dar după, după la un cât, dat, după după cât ce cât te timp antrenezi... Să ai munturi cale tale așa? Cred că, tu, tu. nu, repede, în câțiva ani. <laughs> repede încă, zise el. Păi nu, nu zic, nu stai 10 ani. Da, da, prima, în doi ani, 2 da, Dar da, primele durere la când ai, în cât timp trec? Nu știu că eu tot timpul aveam aici lichid să mi se lua pielea asta și tu tot dădei, tu mai curgea sânge, nu vindecai niciodată așa complet. Da, și da, 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 a rămas pe da, avei? da, aici eu, eu când m-am întâlnit prima în Japonia, în 2001, de exemplu, eu cred că am avut o fractură de carpian. Crezi, dar nu știi sigur. Mi s-a zis că m-am dus cu degetul ăsta în 2009, asta, aia a fost în 2001. Când m-am dus să-mi fac radiografia asta, mi-a zis că bă, tu ai ceva și pe aici, ai, ai niște fracturi. O m-am dus să-mi fac o radiografie la piciorul stâng, că mă durea glezna și mi-a mă, la grizi n-ești ok, dar tu ai foarte multe fracturi suduri, ai suduri. Păi nu așa se întâlnește osul? Ba da, da, eu am stat cu fracturile alea fără să merg la doctor. Și știu, păi tai, dar eu eram mai mic, ți mi că veneam, adică... Când ai dat într-un tare și le-ai prins pe coapsă, de multe ori îți bagă genunchiul, după aia nu știe cum să scape. E involuntar gestul. Și atunci dai câteodată că cât un picior, dar nu mai îți vine să calci da. jos. Și veneam așa, dar eu veneam tot timpul gândeam foarte pozitiv. O să-mi Știi, până la faza asta cu degetul ăsta care ăsta mi-a pus capac, eu tot timpul m-am gândit că o să-mi mm -hmm. și, și, toată... și acum când mă uit la mâinile tale, uh, poți să cam dai în orice, nu? Nu, depinde. Acum nu mai sunt așa de, cum să spun eu, sunt mai selectiv înainte de a-și în orice. Acum trebuie să chiar să fie nevoie. Da. ai dat vreodată de supărare într-o ușă, într-un perete? Nu. Nu? Nu. Nu ai în filme dulap, dulapul de metal, sunt nu. doi tablă, nu? Nu, stau bine cu energie. Adică aia mi se pare nu mi, mi se pare... Pentru Sau e că... cred că, că de temperament. Eu, eu nu sunt coleric. Eu când fac ceva, o fac conștient, sunt calm. Deci din nou, dacă m-aș întâlni cu tine într-un gang, într-un ecos, așa, n-aș zice, dar de fapt ești mai chill. Și am observat chestia asta la majoritatea sportivilor <laughs> de genul ăsta, care nu prea-și caută bătaie în afara sălii, chiar dacă sunt provocați. Am avut o perioadă în adolescență și chiar și mai, un pic mai târziu, în care n-am zis nu și nu mi-a nici rău că am făcut-o, pentru că am făcut-o destul de justițiar la situațiile respective. Nici nu prea, dacă stau să iau fiecare situație în parte, probabil unele aș fi putut să le evit, unele a... n-aș fi putut să le evit pentru că era deja început atacul mm -hmm. și nu împotriva mea, eram eu cu niște, un grup și. N-a da. fost nimic provocat de mine, mi s-a întâmplat chiar ca adolescent să fie niște chestii provocate de cei cu care eram eu, să fie ei niște problematici da. și să creeze niște situații și după aceea să stârnească pe unii care i-ar fi făcut praf dacă n-aș fi fost și eu cu ei dacă pe nu acolo. Intri, dacă nu intri pe exemplu, degeaba ne întoarcem acolo. Că că... e bine să fii evaziv în ziua de astăzi. Bine, ok, atunci o să o zic eu așa. Uh, există vreo, hai să nu zicem bandă sau grupare, o să zic grupare, este vreun grup infracțional organizat pe care să nu-l fi cunoscut în perioada aia? Eu? Din București. păi eu nu știam niciunul, <coughs> nu, n aveam treabă, ne-am puști, eram copil. N-ai avut nicio intersecție. Doar de, nu, no, din auzit, asta ne-am ne auzit hai ca ne da. 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 Da, doar, doar, doar din... Nu, nu, nu. nu auzei aici. că tu știi, se purta să spui că ești nepotul lucutare, Adică noi eram puști. La vârsta aia nu intri tu în chestii de genul ăsta. Mai ales că era teribilism. Nu, era, nu, nu eram infractor. Intri în contact cu așa ceva dacă ești și tu parte, Dar așa, noi eram copii dar, normali. Dar, dar, dar sunt convins că există tentația. Pentru mulți din generația ta... Să ajungă și acolo, ca așa am ajuns să avem clanul sportivilor. Depinde probabil pe cine aveai în și la un moment dat dacă erai nevoiaș, dar eu consider că trebuie un pic să fi și predispus. predispus și nu de la tine, ci de câteva generații înainte, poate, sau poate o generație înainte, cel puțin. Din familie. Da. Adică eu sunt convins că eu n-aș avut nicio șansă să devină așa ceva datorită părinților mei. Ok. Adică felul cum m-au crescut și cum mi-au prezentat lucrurile, mi-au prezentat anumite lucruri că sunt rele și că nu se fac, de la chestii de detaliu, nu știu, de la, nu știu, să nu te împrumuți niciodată de bani, gen, sau eu știu, mă învățau niște lucruri din astea foarte simple, dar cu foarte mare determinare și îmi dădeau exemple și adică tot timpul m-au învățat să mă ferez de probleme, să zicem. Și n-aș avea nicio șansă să ajung așa. Eu consider că na, poți fi preluat într-o direcție dacă există o labilitate, dacă tu nu ești deja în direcția de generația de dinainte. Că dacă ești deja, nu, ești, așa te-ai născut. Da. Dar dacă tu ești într-o familie normală, poți fi redirecționat doar dacă ești labil. Dar ai fost chemat să te alături? O... Într-un fel, da, dar. Nu forțat. Nu că forțat. Cineva a vorbit despre mine ceva, m-a prezentat pe mine altfel decât m-aș prezenta eu. Adică. A vorbit, în fapt, eu dacă simt un anumit tip de oameni, mă deschid, dacă simt un alt tip de oameni, nu mă deschid. Uh -huh. Tipul respectiv m-a deschis pe mine în fața unora care eu nu m-aș fi deschis. Eu fiind de față. Și atunci au fost așa niște propuneri. Dar la modul, cum să spun eu, eu întotdeauna am avut răspunsul de pe loc. Și am, adică am deviat, -o, în tot timpul am fost diplomat, eu nu m-am luat așa, tot timpul am găsit calea să refuz ceva într-un mod politicos și am rămas, pot să spun, chiar prieteni sau, eu știu, într-o relație foarte bună, adică n-a fost o chestie niciodată, da. Totdeauna am găsit calea să pot să comunic cum trebuie, adică n-am da. creat probleme din nimic, pentru că asta era un nimic. Eu dacă altcineva, într-o anumită situație, cunoscându-mă mai bine, nu din spusele altora, a propus ceva, mai multor cunoștințe de ale mele, dar mie nu mi-a propus, eu am fost mândru de asta, pentru că okay. și-a dat seama că eu sunt suficient de inteligent încât să nu pic în capcană. <coughs> adică pe mine m-a deranjat faptul că băiatul ăla atunci m-a prezentat în alt fel și m-a expus la situația aia să mi se propună, pentru că eu consideram că prin felul meu de a fi nu am cum să devin tentant pentru cineva. Că cine mă știe, mă știe cum sunt și că nu am cum. M-aș întoarce încă o dată la copii. Pentru că experiența ta poate fi valoroasă pentru părinții care se uită la copiilor și se gândesc, bă, cum îmi ajut eu copilul să fie mai puternic, să aibă oase mai tari? Efectiv să nu se rupă, să nu facă fracturi prea ușor, pentru că, iată, generația asta stă, e, atât de, e atât de sedentară încât nici oasele nu mai sunt suficient de tari. Nu doar că sunt unii dintre ei săraci să ră, să un pic obezi, au și probleme cu oasele, deci îl pot ajuta să aibă o formă fizică, să se întărească, să aibă imunitate mai bună, să se concentreze, să intre într-un într grup. Îl poți ajuta pe termen lung să-și creeze caracterul. Pe lângă ceea ce-i spui tu acasă și ce-i arăți tu în viața de zi cu zi, când el e puternic fizic și uh, capătă încredere în el, poate fi puternic și psihic. Da, normal. La un moment dat. Uh... Făcând sport de mic și toată viața ta, mi se pare la fel de important cu faptul că trebuie să vorbești cu re gramatical. Face parte din cultura ta. Okay. Mi se pare total greșit ca oamenii să nu facă sport, nu de performanță. Sport deci tu, deci tu pui sportul Gymnastică. cu gramatica. Am dat un exemplu. Dar mi se pare foarte ca relevant. să fii integrat mm -hmm. și ca să fii un om funcțional și chestia asta ți atrage mai multe lucruri, că îți formează caracterul, că te face să fii disciplinat, să ai un corp sănătos, să arăți bine la un... adică ai, ai, numai beneficii dacă faci sport. Și la un moment dat, doar în alta performanță te duce într-o oarece uzură la un moment dat. Dacă faci așa pentru tine, la un moment dat te eliberează și psihic. Eu, dacă stau să dau timp înapoi, eu când m-am dus în sala de karate, eu aveam în mine ca un fel de ură. Deci eram foarte așa... Când mi-a zis și profesorul meu, a povestit unor alți băieți așa, amuzându-ne noi, că ăsta a intrat prima dată și se uita urât pe mine. Mă uitam urât pe el, dar eu eram de fapt un copil timid care nu știa să se exprime și eram nevoit să încalc eu pe mândria mea că eram timid de fapt, și trebuia să-l rog și de frică să nu mă refuze sau eu știu ce aveam eu în cap, mă uitam urât pe el că eram stresat. Dar pe de altă parte simțeam așa că am ceva în mine care când am început să mă lupt, mă simțeam că mă eliberez. Ok. Știi? Probabil că aș fi putut să mă exprim și în altă direcție. Știi? Altfel. Dar eu mi-a luat ceva să scot tot. Adică... Să scoți furia Da. Aveam o furie în mine de doar luptându-mă puteam să o scoți sau antrenându-mă. Uh -huh. Deci eu acolo... De-aia a fost atât de... Eu când am intrat în sală și am văzut concursul și m-am lipit acolo, la mine a fost implicare completă, totală. Și ai găsit o metodă de descărcare fără să faci rău. Fără să o caut. Știi? Eu mi-am dat seama așa, știi? Da, fără să fac rău. Da, poate că cine știe ce... Dar eu zic că <coughs> aia șapte ani de acasă contează mult în a face rău sau bine. Mm -hmm. Dacă zici că ești cum trebuie, nu ai de ce să faci rău. Decât dacă eu știu să nu pățești vreo nenorocire, să ceva să te transforme. Dar eu consider că părinții, dacă au grijă de copil, copilul ajunge cum trebuie. De ei depinde. Da, de, dar să ai grijă de copil nu înseamnă să-l cocoloșești. Nu, nu, nu. Să le duci cum trebuie. Tocmai să fii mai mână de fier un pic. Pentru mm -hmm. că cocoloșitul face să fie slab, să fie moale. Iar chestia asta ce spuneai de că o să, facă, că o să facă, tare, păi numai prin sport se poate face mai robust. Pentru că am fost la dentist de curând și mi-au spus că eu strâng foarte tare din dinți. Mi-am dat seama că eu strâng din dinți când mă antrenez, când... Și din cauza asta, maxilarul meu, oasele astea de aici sunt foarte puternice, foarte dense. Adică foarte strong din cauza că eu tot timpul am sunt din dinț, lovind, făcând chestii, făcând sport tot timpul. Pe de altă parte am și un efect nasol că s-au tocit pe dinții strângând. Și trebuie să am eu grijă, fac niște Nu știu, dar cam asta a fost ideea, adică și oasele, mă, tot lovești acolo, tot faci flutările, tot se transformă totul. Adică eu țin minte că eu când am arde luat primele să locuri, faci un TikTok să spargi niște scânduri. Eu cred că oamenii s-ar uitat. <laughs> am tot spart la scânduri. Sunt, am spart toată viața. Dar Știi? ne spart spar pe TikTok? Am ajuns într-o fază în care eu când, după 23 de ani de antrenamente pentru performanțe la care faci întotdeauna intensiv, am ajuns un pic așa să vreau să mă antrenez doar de plăcere. Parcă nu mai place presiunea. Pentru că tot timpul alergam să scot nu știu cât timp pe kilometru, să fac nu știu cât cu nu știu cât. Acum eu dacă mă duc să alerg nici măcar nu mai mi iau ceasul cu mine. Mm -hmm. Dacă dau la sac, dau doar să mă simt mm -hmm. bine. Numai, a, a 23 de ani înseamnă foarte mult și cred că trebuia să mă opresc la un moment dat, mm -hmm. pentru că ducerea în extremă, unei chestie te distruge. Dacă rămâi în intensitatea atât de mare prea mult timp, că de-aia zic vârsta ideală. Vârsta ideală de, e la de te un număr de ani de când, când te-ai apucat. exact. Că uzura. e și uzura. Și psihologic la un moment dat mulți mi-au spus dar ce te-a făcut să vrei deci să faci Deci există asta? și un efect negativ al sportului când faci dacă nu-l gândești. Mult dacă nu-l gândești că la un moment dat dacă totul toate greșelile, toate efectele nașpa apar când se greșește la ceva. Știi? Nu știu, ai timp să faci aia cum trebuie și nu, nu, nu mai este la fel. Că și eu am avut campionate la care am fost, uh, mă angajasem la ambasada americană, la security și încă nu eram obișnuit cu programul pe acolo și primul an m-am luptat mai prost și am fost la niște campionate la care uh, chiar mă gândeam dacă să mă las sau nu. Uh -huh. Băi, bă, eu să merg să nu mai câștig. Nu Dar erai campion în perioada aia. Eram locul doile europene și la locul, cu locul la europene... Și după un an am ieșit locul 5, eram strat, eram maxim. Da, dar cea mai bună opțiune de carieră în momentul ăla era, în afara competiției, să fii agent de pază, nu? Până la urmă... Eram la ambasada americană angajat de departamentul de stat și am avut noroc, adică am stat mai mult acolo din cauza că am devenit supervisor. Okay. Și a fost o experiență de viață la o vârstă destul de, totuși aveam 20 și, 27-28 de ani, Devenind supervisor, americanii ne făceau foarte multe traininguri și la un moment dat a fost o experiență de viață bună okay. din care eu mi-am tras niște învățăminte așa. Având deci, 80 dar de... de oameni așa în echipă, interacționând și luând niște 80 decizii... 80 de oameni da. În ture, nu oh. toți Da, da, totuși, 80. Da, da, da. da. Păi era după, na, perioada de după 2001, a Dar o nevoie, nu mai deci e până la fel acum. tot sportul te-a adus în situația în care... Ai avut această opțiune de carieră? Mm. Aveam colegi, aveam colegi la lot care s-au angajat să acolo, yeah. și din noi, dacă mă ajută, nu prea să bani, mă, acolo ai un salariu, era o chestie din asta de, cum să spun eu, aveai de ales. Ori la uniforme, ori, dacă dai bine cu pumnul, ce poți să. Mm -hmm. Și atunci eu. M-am dus la ambasadă, dar nu la mă gândeam uniform, că acolo meu. voi rămâne. Da, zic așa, cei din sportul se de luptă se mine. duc cu SPP, SRI, eu știu, jandarmerie, poliție... Sau, Chestii cu față. Sau în parte cealaltă, ce spuneai tu mai devreme acolo. Depinde fiecare de... A. și de ce studii are și de mai multe lucruri. Dar eu nu am ales ambasada decât că nu aveam nevoie de bani. Atunci nu erau, nu am fost niciodată pasionat de securitate, de chestii de genul. Trebuia gena să asta. câștigi nu... din ceva. Da, trebuia să. era că... și presiunea de acasă, da. ai mici o mâine, dar tu ce faci până când o soție așa? Adică apar niște lucruri da. care tu trebuie să te conformezi, dar până la m-am conformat în felul meu. Acum, ca să de performanță, capos. trebuie să te susții din ceva și la noi trebuie să recunoaștem societatea nu le face viața ușoară sportivilor de performanță până când aj ajung măcar să puțin succes. din sportul meu, nu, chiar, și uh, probabil și prin alte sporturi că se vede așa, că nu prea mai avem rezultate așa. Eu din ce am văzut la Olimpiadă, din an în an să ne duce mai în jos și cred că faptul că am avut și rezultate cândva. Oamenii care au adus rezultatele le au fost susținuți într-un fel și s-a creat un mediu propice performanței. Pentru uh -huh. că ăsta poți să-ți-l creezi și tu singur în mintea ta la un moment dat, dar mai e nevoie să mai vină și din alte direcții. Deci cu cât Tu te... să ai mentalitatea, dar totul să existe. Deci, prin România, venitul mediu pe, pe angajat în România crește, dar interesul nostru pentru sport și sportivi scade. Da, pentru că depinde ce promovezi. Promovezi niște valori sau promovezi ce se vinde sau promovezi. Păi la sport. N-am mai văzut o karate de nu știu când. Dar nu e vorba de karate. E vorba și de felul cum este prezentată știrea, de indiferent de sport. Sunt sigur că dacă aș ieși mâine cu o anumită persoană și aș fi văzut nu știu unde, probabil că aș fi pe prima pagină. Da. Nu că și pe un mondial. Nu asta contează. Dacă aș avea eu știu chestie, un antrenaj O să, o, să pe șleau. Cu eu o persoană simt, eu publică. Simt, eu sunt fascinat de ce are să facă interviu cu Reghe Camp. Despre viața lui privată. L-am nu în așa că ai văzut. Nu am văzut. A fost trending direct pe locul 1. A făcut peste un milion de vizualizări în 24 de ore. Nu știu câți dintre cei care s-au uitat sunt. Mai știu unde antrenează Reghe Camp în momentul ăsta Dar nu interesează. Da. Aici e problema. Nu a fost despre sport interviu. Pe sportivii Pe, sunt. Asta vreau să zic și eu, adică sunt setate prioritățile, clar sportul este... Uh -huh. Ne asociem cu cel care este locul întâi în lume, după aia nu-l ajutăm să ajungem, să ajungă acolo. Uh -huh. Și atunci și sportivii vor reorientat și în direcțiile... Okay. Posibile. Cum facem? Ce ar să știe un părinte înainte să-și ducă copilul către sport, astfel încât să-și ajute copilul să intre în perseverența de a ieși campion, știind că s-ar putea să primească puțină susținere. Cei mai mulți copii care fac tenis oricum, spre exemplu în zilele noastre, sunt susținuți de familie. Știi Cred că care, că în orice sport am, să am amici de care Am prieteni care își duc copiii la toate sporturile și cheltuiesc sume mari de bani, cel puțin tenisul e un sport scump. Eu cred că la orice sport în ziua de azi, doar familiile mai susțin. Adică nu, nu văd la ce sport nu se face asta. Într-un fel sau altul. Și pe lângă tot ce ai spus în interviul ăsta, ce le spune familiilor ca să merite efortul ăsta? Pentru că cineva trebuie să ducă copilul la sală, trebuie să-i cumpere echipament, să-i poartă de grijă, de sănătate, de alimentație. Nu e ușor. Și cei mai mulți părinți au vieți destul de ocupate, de ce ar trebui să ia o posibilitate de carieră, până la urmă, pentru copilul lor, atât de devreme pentru sportul de performanță? Sport de performanță te referi la nivel de senior sau și că fac ei la nivel de copii și juniori? Nu, nu la nivel de copii o fac pentru întreținere, pentru sănătate. Dar cum facem să-i convingem că părinții... să facă o carieră că pe, pentru să devină Exact, dacă văd potențial în copilul lor, să-l ajute să devină campion pentru că e clar că va sta în mâinile lor nu în susținerea societății statului sau cuiva. Aici avem o problemă pentru că la un moment dat campionul la care este adult trebuie să aibă o cale mai clară unde se va duce cu chestia asta. Eu consider că eu personal sunt un caz fericit. Uh -huh. Dar puteam să fiu locotruj mecanic acum și toată experiența aia mea de luptă să nu conteze deloc. Dar avem mulți români care au fost campioni sau de tot job, de sporturi de altă... și a ajuns să trăiască după aceea în condiții mizere. Cred că devine de la caz la caz și din ce cauză au ajuns în condițiile alea mizere. Știi că cred că fiecare da. situație în parte diferă. Eu da. mai știu și care au avut succes într-o carieră, dar după aia au făcut fel și fel de gafe și de borobațe și au ajuns că și nu o, foarte și bine. Pentru că și-au petrecut tot timpul în sală, nu într-o sală de clasă, sau nu au fost mentorați corect? Mai repede asta, cu nu au fost mentorați corect. Okay. Și la un moment dat și niște bani câștigați la o vârstă fragedă. La un moment dat te, poate că te face să te gândești că ți se cuvine pentru tot restul vieții să fie așa, indiferent de ce faci. Și aici, adică eu cred că contează și educația la un moment dat, nu neapărat financiară, ci pur și simplu, cum ești ce plan ai de viață? Că trebuie să-ți faci un plan pe termen da, da. lung, nu doar azi. Noi nu avem, -avem niciun fel de educație financiară, dar cred că pentru sportivi n-ar strica și educație financiară. Să aibă măcar o oră, la nu cât timp, de educație financiară, mă gândesc. Probabil că da, dar eu consider că ceea ce se poate face pentru sportul românesc trebuie să vină din partea statului alături de efortul părinților trebuie creat ceva care să îl asigure pe cel care urmează calea aia că va avea o cale mai lină. Pentru că așa ești câine la vânătoare. Păi uite, în România s-au făcut nu știu câte sute de săl de sport care stau zac nefolosite. cel mai multe dintre ele se mai joacă fotbal se așa. Se mai joacă fotbal în ele. Din asta amical așa. Da. Între Cum ar fi ca prieteni. sportivii de performanță să primească câte o sală de genul ăsta și să predea mai departe acolo? Din ce am observat eu... Nu știu, îmi dau De obicei primesc cei care nu știu ce să facă cu ele. Adică criteriile clar nu sunt... Zici că e pădos, zici că e invers, ca să nu meargă. Așa am observat eu. Din experiența mea. mele. de sport, acum avem să de sport, dar pune băgăm în ele ce nu trebuie. Da. Eu zic că, nu știu, am fost foarte mult în sistemul ăsta privat și m-am obișnuit să fiu om orchestră, să fac toate alea eu și cred în asta. Pentru că din altă direcție n-a venit nimic. Și atunci, dacă n-a venit nimic, nu cred în nimic din ce vine din nimic. Da. Adică nu vreau să fiu belicos în declarații, dar... În ziua de azi cam singur ce o faci dacă vrei să ți-o faci dacă altfel nu. N-ai avut de ales, a trebuit să descurci, ai învățat un pic de antreprenoriat, un pic de management ca să poți gestiona... Am învățat interacționând cu oamenii cu care am lucrat, adică cu părinții de la... copiilor, da, da, cam de, de la ei. Da, s-a și lipit, dar habar n-aveam, nu știam și nimic. Și acum predai în câte sali? Eu personal uh, predau în două săli și în mai multe școli private, dar am echipa de băieți, noi ne acoperim mai multe săli. Deci tu mergi în două săli și mai mergi și prin niște școli. Da. Deci faci un de naveta. Fac. Dar totuși sunt în zone apropiate, adică fac un sfert de oră de la una la alta, am și... da, după atâția ani am okay. experiență și le-am așezat cum trebuie. Da, deci, deci tu până la urmă ți-ai creat până la urmă? Și am o echipă, noi lucrăm și facem o treabă bună și suntem foarte apreciați pentru că îi facem pe copiii ăștia să fie cu... mai puternici, Ceea ce să fie mai tari și mai ales aici. Pentru că dacă tu le înfrunți pe unul, dacă te duci și te lupți cu cineva... Asta e o experiență care mie cel puțin mi-a mi transformat felul de a fi. Nu, cred că poți să faci la orice alt, față de la orice altceva dacă ești un pic isteț. Faptul că îl înfrunzi pe unul și te duci te lupți cu el, îi simți, cum să spun eu, energia. energia, lui. Și atunci și când faci altceva, aia e totuși o situație extremă. Eu consider că asta pe m-a întărit foarte mult să te lupti cu niște băieți care sunt la fel de tari ca tine sau poate unii și mai tari și te-ai luptat toată viața întreagă și te-ai înfruntat cu ei și ai făcut orice ca să-i învingi, păi, după aia când te duci să faci altceva mai banal așa, îți bai, lupta cu ăla care... Dar până la urmă, hai să spunem pe șleau, suntem băieți bărbați, dar chiar și fetele au nevoie să descarce niște energie, niște tensiune da, și trăim într-o societate este... în care violența este arătată cu degetul pe bună dreptate deci, violența este evident pusă sub capac, dar asta nu înseamnă că noi suntem toți pacifici. În anumite locuri, că. Cred că mai e prezent așa în țară. Dar... mai e. vorbim așa, pe aici, în zonă, dar nu e chiar sub capac. Cred cel, eu așa. Cel puțin la nivel declarativ, <laughs> în public, hai să zicem că. Nu mai, e, nu mai, nu mai sunt anii 90. Adică s-au schimbat multe, suntem destul de. copeni. De europeni. Dar asta, dar, dar asta nu. Mai se... Există. Asta nu înseamnă că în noi și în copiii noștri nu există furia pe care tu ai avut-o la 15 ani, care trebuie descărcată undeva și cred că aș prefera până la urmă să știu că copilul meu să duce și descarcă chestia într-o sală sub, sub, privirea unui antrenor, poate, sau unui arbitru. Da, și furia asta, bine, la copii, nu știu, ăștia Neapărat mici. furie, nu știu, energie. Copiii mici vin uh, să se joace. Ok. Ei vin să se joace. Nu au nicio furie, ei vor acolo să se joace. Furia aia, la mine e că ținea de adolescență. Nu știam eu să mă exprim. Mm -hmm. nu știi, e vârsta aia, când vrei cu fete, vrei să faci să treci și nu știi cum. Și atunci apare, e o altă stare. La copiii mici e altceva. Ei vin să se joace și tu îi duci acolo cu zăhărelul să-i înveți niște lucruri și până la urmă să se -și, și joacă. Și se Dar când copilul a trece spre adolescență, trece mai ușor? E mai sigur pe el, ai observat chestia asta sau. Eu cred că interacțiunea în sală, în vestiar, mers în cantonamente. Adică, pe mine, când am apucat atât de mare, m-au schimbat lucrurile astea. Okay. Am plecat cu colegi, ei Când cunoscut, avea un grup, acolo, te da, avea parte da. la un grup de alții ca tine. Da, păi da, dar fac, eu fac tabere până în pandemie, cel puțin am făcut tabere că din pandemie. Mai, mai reguli. Vreau să fac, dar nu vreau nici să fac așa cu, cum să spun eu, până nu se clarifică un pic mai mult cu chestia cu COVID-ul. Am avut apărut cu 180 de persoane. Se va clarifica, uite, acum azi Marea Britanie că ridică toate restricțiile. Vom trăi cu boala. Ei au zis că nu vor băga nicio restricție și când a apărut COVID-ul. <laughs> da, așa e. <pe. laughs> Parcă da. e ca Fedrică cu lupul, așa nu-i mai cred. Dar chiar și așa, în condițiile astea, am o curiozitate. În pandemie, -au mulți, ți s-au înmulțit sau au scăzut numărul de cursanți? A crescut foarte mult. A, da? Da. Ce interesant, nimeni nu s-a deci... <laughs> Au fost recorduri. Dar de ce? eu înțeleg clar de ce și eu nu mă văd cu apă rece. Din, unu, din cauză că multe școli n-au putut să funcționeze și sau au fost online și au ține nevoia să iasă din casă. Asta e un fenomen. Doi, eu personal n-am mai fost la competiții și eu mergeam foarte des la competiții și mai dispăneam din sală și eram înlocuit de colegii mei, dar uh, contact. Eu. În Japonia plecai, făceai și acolo și intensiv training și campionatul, te tei două săptămâni. Două săptămâni în noiembrie, două săptămâni în aprilie, plecai în Japonia. Că vei că nu vei lipsei din sală și tu te duceai în Japonia sau la campionatul european sau la campionatul din America cu o elită, cu 10 sportivi, iar tu lăsai câteva sute acasă. Uh -huh. Adică, automat, eu mi-am urmat drumul meu și plăcerea mea să merg la campionate, dar la un moment dat, poate că acordând importanță mai multă vârfurilor, cei 10 cei mai tari din Europa, am, nu că am neglijat, dar nu le-am dat aceeași importanță. Atenție, cum le-am dat-o în pandemie, când n-am mai plecat nicăieri la niciun concurs. Am fost zi de zi acolo. Cred că toți am văzut până la urmă faptul că ne-am concentrat atenția mai aproape de casă, s-au schimbat niște lucruri în viețile noastre. Da. Da, dar. Dar și oamenii care au venit au venit mai mulți. Cum adică? Oamenii care au venit spre antrenament s-au mulțit. La mine eu mă mai gândesc și la alte fenomene. Poate că a coincis cu. Eu oricum am fost tot timpul în ascendență. Adică eu n-am avut un an în urmă, mai slab decât adică tot timpul am mers mai în sus dar foarte puțin uh -huh. adică poate și asta, poate și asta a contat și am mai adăugat eu chestia asta că totuși dacă tu o dată pe lună dispărei un weekend sau o săptămână totuși contează săptămâna, înseamnă un procent da, poate da. sunt exact aia care au apărut în plus Ok. Stii, procentul la cât ai fost tu prezent în loc să lipsești care eu lipseam ca să duc pe cei mai buni dintre ei uh -huh. să okay. arătăm okay. ce suntem la un moment dat eu mă mândream cu și îmi place starea aia că mă duc la campionatele alea și stă în cărți și ai mei okay. bat pe lor. Adică eu trăiesc adrenalina aia care m-a lipsit de ea în 2015 când am luptat eu ultima dată, totuși o trăiesc cu elevii ăștia ai mei și mai buni. Că mă duc acolo, eu simt același lucru. Da, aceea nu satisfacție. Te dor, nu ți-e dor, să intri... Nu mai e, nu mai e. Nu? Pentru că eu am gândit tot timpul, eu am amânat foarte mult să mă las, pentru că mi-am dat seama că dacă mi iau odată o pauză, voi reveni foarte greu și ori o țin și o țin, și cât țin pot, ai, ai ținut-o până când Și te... după aia, da, adică iar revenir și nu știu ce, am văzut alți sportivi care au făcut așa și nu au făcut prea bine. Ori mm -hmm. o ții continuu, ori las-o moartă de tot. Nu sunt... Nu ești dat să facem. faci un cam Și nici de... aș mai avea timp. Eu m-am lăsat pentru că n-am mai avut timp să mă odihnesc între antrenamentele mele. Aveam prea mult de predat. Mult prea mult de predat și eram dator față de elevi, Nu puteam să le zic. Nu facem da. cum mă antrenez eu. Dar, până la urmă, cât e pasiune pentru a antrena, a antrena pe alții și cât e o metodă de a nu știu, fi rentabil? Nu. Asta, dacă e fi rentabil, te apuci de altceva. <laughs> <laughs> adică, asta a fost un efect care a apărut atât de târziu că nu se gândul de la el. Adică, nu. Okay. Eu, când am început să predau, nu știam să-mi cer drepturile. Adică, eram varză, Ani de zile. Adică nu. Nu. Dacă nu. Eu cred că chestia cu rentabilitatea da. sau cum primirea apar întotdeauna ca un efect de după. Da. Dacă ele devin primul target, nu e ce trebuie. Așa Cred așa că cred e, eu. e valabil în mai multe zone, dar acum mă gândesc că atunci când te-ai întors un campion european, nu s-ar fi stricat un sponsor. Am avut sponsori care mi-au plătit deplasări. În niciodată n-am fost plătit să mă antrenez, dar am fost, mi-au asigurat un bilet de avion și o cazare ca să merg la niște concursuri ca să-mi arăt valoarea, că dacă stăteam acasă, okay. nu mai... Dar asta era maximul pe care îl obțineai atunci când erai campion. E maxim ce am cerut. N-am cerut altceva. Adică oricum îmi un fel de client că eu tot timpul am predat. Uhum. Adică eu am predat în 2001, dar m-am bătut până în 2015, adică eu vreo 14 ani am făcut-o în paralel. Uhum. Și că tot am vorbit de Alejandro Navarro, el mă întreba, pe cum tu predai 8 ore pe zi, păi și tu uhum. când te antrenezi? Exact. Că eu doar mă antrenez. Eu mă băteam cu oștea care ei doar să antrenau unii din ei, ăia, top. Și din ce se Și toate mai și bătut. E, uite, asta era spaniol, avea niște sponsori. Îi dădea un sponsor 40.000 de euro pe an, la un moment dat, nu știu după aia. Rușii sunt uh mașină de făcut luptători. Adică au niște săli și totul e făcut perfect. Sunt îngrijorați japonezii de ce se va întâmpla pe viitor, pentru că rușii vin pe bandă rulantă cu luptători incredibili. Eu aveam la un moment dat șase zile cu rușii și eram foarte mândru și întotdeauna i-am bătut pe ea de pe categoria mea. Pe la Open nu am mai pierdut eu așa cu câte un rus. Și sunt foarte, mai sunt foarte, respectat, sunt foarte respectată în Rusia pentru că i-am învins pe niște luptători care acum sunt antrenorii celor care sunt acum. Dar ei au ajuns departe. Adică dacă eu cu colegul meu de la Paris, Lucian Gogonel, am luptat ani de zile și am adus medalii pentru România, noi suntem doi, ăștia acum au 100. Ok. Știi, adică noi am tot bătut din ei pentru că noi totuși am, am dus și am stat într-o zonă aici, dar ei erau foarte... Adică îi păteam greu păruși. Dar ei se tot schimbau. Era competiția de lotul de anul ăsta. Erau unii, la anul erau cu totuși cu totuși, alții. Câștigau alții campionatul ca să vină aici. Și așa e tot timpul. Sunt... Sunt, sunt, sunt și piramidă mai mare acolo, să zicem. Campionatul Rusiei e mult mai tare decât campionatul European. În momentul ăsta. Când eram eu acum 20 de ani, atunci au apărut rușii. Atunci, nu știu, s-au băgat, cred că primi bani așa la ei pe acolo, când 2000 au cam apărut. Dar au apărut așa gradual, 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 iar acum dețin supremația în Piocusin. Ok. Tot respectul pe partea sportivă. <laughs> <laughs> Dar nu ne-ar fi stricat și nouă mai mulți români care să știe o, o leac de bataie. Eu cred că știu România o leacă de bătaie, dar nu se motivat să o aplice în condiții sportive. Da. <laughs> Sau o fac la modul că merg la sală și se răcoiesc un pic, dar strictețea unei vieți de sportiv, comparată cu beneficiile, nu, nu adică nu, n-ai cum. Eu, acum, mă gândesc și la mine să stai fără niciun ban până la o vârstă destul de înaintată, totuși e. Un pic nerealist. Adică eu, eu am fost visător. Era 25 de ani când m-am angajat prima dată atunci la. Am fost primimțit profesor de sport, după aia antrenor la o școală privată de karate, în 2002 și în 2003 la ambasadă. Păi eu aveam 25 de ani când m-am angajat la ambasadă, că salariul de profesor nu-l pun la socoteală că am câștigat bani. Pe vremea era, adică am câștigat ca security guard la ambasadă în primul an, că după aia supervisor, nu știu, dar primul an, aveam de șapte ori mai mult salariu decât profesorul cu normă întreagă. Și sunt convins că nu era extraordinar. Uh, ex, nu era ex, nu, nici la ambasadă nu. Ce era? Dar pentru mine erau niște bani. Nici nu știa să cheltui banii. Strângeam pe aia. Nu, eu eram la antrenament și adică nu... Am fost visător. Altfel nu făceam de ce am făcut. Și acum fac ce-mi place a, și... Asta, eu asta, a, asta pui, strică, niște nu strică, asta pentru că am fost atunci avisător. dacă eram mai realist, probabil că eram altceva acum. Ok. Adică eu așa cu, am mai vorbit și eu cu oameni, adică să stai până la vârsta aia să vrei tu să fii campion de undeva de unde nu câștigi și nici nu ai că dacă o să ieși o să faci ceva. Eu am visat asta până la primul campionat european. După aia m-am că de aici nu se fac bani. Dar în cazul tău, spreosebire de alții. A existat cineva care să te susțină, să te mentoreze pe tot traseul? Mm, au fost diferite persoane cu care am interacționat în mod diferit. A fost unul, profesorul meu, care m-a dus până într-un punct și a fost foarte important pentru că eu aveam așa totuși niște ieșiri de rebel așa și probabil că Puteam să fac și alte lucruri. Ce am zis eu, nu atât de rău, dar ceva pe acolo tot se putea lega și el a reușit să-mi dezvolte chestia asta, dorința de a fi campion. Și îmi prezentat totul așa, că și cum dacă ești campion, ești zeu, ești ceva... Și te-a ridicat până la un nivel, dincolo de care ați să-ți găsești un alt mentor sau... Nu, nu, nu. împreună tale. cu el mai era... Mentor. Eu zic oameni care mi-au influențat evoluția, că... Uh -huh. Nu neapărat pot să numești mentor. Mai era cel care conducea Chiocușinul la vremea aia și el, de el depindea totul, ca și cine merge la lot, okay. cine face. Și atunci ei doi, să zicem că sunt răspunzători de mine, okay. din punct de vedere al carateului Kyokushin. Dar până la urmă a, a, a trebuit la un moment să-ți găsești o resursă internă, nu să-ți gă, găsești tu motivația. În paralel. Adică, ca să ies dintre ceilalți sportivi, că ei au interacționat cu mai mulți sportivi, ca să okay. ies dintre ei, a trebuit eu să am suplimentar ceva pe lângă ceea ce primeam de la ei. Că primeam ceva de la ei, eu știu, așa ca și pregătire. Da. Făceam planurile, stăteam în spatele meu la meciuri, adică am făcut împreună lucrurile astea. Mm -hmm. Decât că, la un moment dat, erau niște, și, cum zici tu, diferențe de generații. La un moment dat, noi, între noi sportivi, am început să simțim și altfel lucrurile. Lucrurile știi? se mai schimbă. Ca și concept de luptă, ca și așa, știi? Și atunci eu m-am și mutat cu casa, n-am mai locuit în Jilava, m-am mutat aici, în zonă, ca să fiu mai aproape de muncă, unde țineam ore, și eu n-am mai trecut deloc pe la sală, pe la antrenorul meu. Mă antrenam numai singur sau cu elevii mei. Eu când am și campionul european la Open, eu m-am mai mult cu un elev de-al meu care avea cintura albă și avea și 40 ceva de ani. Hm. Prieten bun și care a îndurat cu mine acolo multe, că eu eram foarte antrenat, că veneam dintr-un... A... Și pe făceai sparing cu el și el trebuia să încaseze. Oh. Nu că trebuia să încaseze, trebuia să, să fie acolo, prezent. <laughs> a fost alături de mine, adică m-a ajutat chestia yeah. asta, știi? Că eu nu mai aveam timp să mă duc eu de aici până acolo, nu yeah. mai aveam cum. Și atunci a fost mai greu și a trebuit să-mi... E greu, chiar dacă tu ai conceptul bun, e greu să tragi tu de tine. Trebuie cineva din exterior să-ți vadă și... Să te, și atunci eu am ales să lupt a... într-un fel diferit de cum luptasem până atunci, de care a... din anumite puncte de vedere poate că a fost mai bun, din alte puncte de vedere poate că nu, nu știu ce să zic. Dar uh, au urmat niște ani în care eu uh, am luptat un pic mai diferit și mi s-a părut mai clar... Era conceptul meu, adică okay. o concluzie care, mare bază din conceptul ăla, se baza pe ce mi-au dat ei doi, dar parcă simțea nevoia pe aici, pe acolo să mai transform ceva, că asta este evoluția și asta este, okay. la un moment dat, să-ți imprimi tu personalitatea ta Te și știi... Până în la urmă, nu, un elev bun își depășește maestru. Aici nu e vorba de depășit, știi, e vorba de personalizat. Dar ți-ai depășit, maestrii? Mm, nu vreau să că adică, nu știu, depinde din ce punct de vedere. Palmares? <gâ azt> ca palmares, eu ca antrenor. Nu, nu ca antrenor. Păi dacă ei mi-au fost antrenori, au palmares mai bun decât al meu, că n-am încă unele mai bun ca mine. <gânt> <gânt> nu, 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 mă refer la, la palmaresul de sportiv, de performanță. <gânt> a, păi dar nu, ei sunt generația aia de sacrificiu, care ei au okay. clădit, adică deci de ei, să spun, ei au clădit... Ei nu au avut cum. Chiar dacă au fost, poate, poate aveau talent, să facă, dar n-au avut cum. S-au făcut prea târziu, și n-au avut pe unii ca ei în spate, când erau ei ca mine. Okay. Adică, n-au avut cum. S-au în... luptat niște ani, dar n-au ajuns la niște performanțe. A reușit să ridici un elev, așa, care să îți ducă ștafeta mai departe, de care să si mândru? Da, îl am pe un elev care este campion european de juniori și care scuipă foc, așa. Adică, are, are nerv în el po parare și el, nu este elevul propriu, a venit de la o sală din Ploiești la un moment dat, prin 2015 și chiar că m-am lăsat eu. Și pe de altă parte, în 93, când am luptat eu prima dată și am văzut campionatul ăla de care ți-am povestit că mi-a declanșat, el a fost ultimul campionat al profesorului meu. <hâ> Știi? Deci cumva se dă o ștafete. Da, da, eu așa, așa îmi place să cred. OK Că la un moment dat, profesorul meu ne-a spus că el s-a lăsat, avea 33 de ani când s-a luptat ultima dată, dar mi-a zis că el s-a lăsat pentru că a trebuit să ne antreneze pe noi. Da. Știi, adică, și cred că, na. E un sacrificiu. Păi, dar m-aș e... da, bucura să mai povestim despre treaba asta mai încolo așa și să vedem dacă ți se un campion de seniori. Aici, Mâna. aici mă lupt foarte mult cu societatea, pentru că eu mi-au trecut prin mână foarte mulți care puteau să devină niște campioni foarte mișto de seniori, dar din păcate mă lupt și cu un segment de copii, care copiii ăștia ai mei, care îi antrenez eu, sunt copii care învață foarte bine la școală. Și la un moment dat ei trebuie să-și urmeze calea aia cu școala, pe la 18 ani îmi dispar din țară, se duc la Londra, la Amsterdam, la Barcelona să-și facă Facultatea și acolo se pierde. Fac până atunci, mai fac ei pe acolo, rămân cu sufletul, dar nu pot să consider că mai e activ ca sportiv. E păcat. E păcat, dar nici nu pot să învăț, nu mai faceți carte și fiți campioni de Chiucușin. Că... Sau amânați carte până ieșiți campioni. -am Sau faci... cum. În paralel nu merg? În paralel, <coughs> cum a zis un prieten de al meu foarte bine, a zis eu n-am văzut încă în România, dar am văzut vreo de cazuri în America. Mi-a zis un, Pentru că acolo, o cunoștință a, a, care știe ce vorbește, că a și pe acolo și pe aici. Pentru că sportul și cu universitățile acolo se suprapun. Exact. Și dacă undeva în lumea asta se poate, se poate și aici. Diferența este doar mentalitatea. Uh -huh. Și dorința de sacrificiu. Trebuie să scuipi sânge ca să faci astea două. Și atunci... Disponibilitatea la efort disponibil... a generației este a scăzut. Sau la sacrificiu. Eu din ce văd, văd multă superficialitate din păcate în jur și o preocupare mult prea multă pe partea financiară și parcă doar banul contează și e foarte greșit. E important și banul, dar nu la început. E important și banul, dar dacă e singurul lucru cu care te poți dăuda, e trist. Adică aici vorba de ce fel de om ești contează ceea ce ești tu. Contează ce ești tu. Nu. Banul apare ca efect. Dacă ești ce trebuie, va apare și banul. Dar ăla e ceva, e un mijloc. Adică nu, nu, e, nu, e, nu ne închinăm lui. Adică chestia asta de bază, așa când te gândești și religioase la un moment dat. Sunt lucruri de bază, sunt atât de simple și totuși Oamenii fac aceleași gafe și aceleași greșeli în perioade diferite, în moduri diferite, dar sunt lucruri atât de simple care dacă ții cont un pic de ele, foarte simplu de trăit cum trebuie și totuși ne lăsăm orbiți așa de niște tentații care sunt foarte cum să spun eu lipsite de conținut, știi? Îi văd acum pe toți că îi interesează cel mai tare subiect poate să fie Bitcoin sau da. e că niște chestii și nu neapărat Bitcoinul că îi pasionează pe el treaba aia ci nu, nu ideea, pasionează ideea de, de a specula de a câștiga foarte mult, foarte repede da. și să aibă totul, să finalizeze viața acum. Da. Eu mai observat un lucru, adică mi s-au mai avut copii care eu, eu tot timpul aveam copiii cei mai mici. Uh -huh. Mulți spuneau, nu primim decât de la șapte ani în sus. nu își bătea nimeni capul cu. Iar eu am luat de la trei ani, de făcând în grădinițe. Eu, eu întâi am început să predau în grădinițe și școli, și după aia în sală. Cu vreo 4 ani înainte am început doar în școală, cu grădiniță și școală. Și o aveam numai de -a, de mici, mici. Și cum să spun eu, eu la aduceam ăla, adică ca să ne vezi pe copilul de 4 ani ce te-aș putea învăța pe tine într-o oră, îmi ia câteva luni. Mm -hmm. Că îi dai puțin azi, nu poți să-l ții pe învățare, trebuie să te joci cu el, să vorbești, să bibilești, Dar pe de altă parte, copiii ăia care au început la 4 ani, când au 10 ani și te uiți la ei ce tehnica au. E altceva, nimeni nu mai poate să-i facă treaba aia, adică, dar chinul ăla, numai eu știu, ăla, în primii ani, știi? Apărând mereu cu copiii ăștia foarte mici la concursuri, chiar se amuzau ceilalți antrenori, știi? Mergeam în tabără, trebuia să stai, să-i bibilezi, să-i duci, să-i schimbi, să... Adică eu tot timpul am avut un plus de... Nu aveau pe nu? Nu. să zici, în Marea Britanie au copii la clasa a patra cu Pemperșpei? E, poate, nu știu, nu, nu, nu sunt în 90. 9, 10, temă ani cu subiectul școală, Deci eu, noi suntem încă bine aici. Eu nu știu ce să zic. Nu, nu știu informația asta, adică la ce... Uite, caută și să vezi. Că dacă A, e doar un caz, e una, dacă sunt, sunt, mulți, mulți e sunt altceva. Mulți. Ah, nasol. <laughs> Nu, dar zic, te iei cu ei și la un moment dat ceea ce poți să faci cu cel care a început mic de tot, din punct de vedere tehnic mai târziu și cât de da. curat lucrează, nu poți să opți cu care începe chiar și la 10 ani. Nu mai ai aceeași mobilitate chiar. Da, deci perseverență, Probabila. termen lung și cum mai zis, o anul durează mult, în câțiva ani te întărești. Păi da, da, câțiva ani trec repede. Dar nu zic 10-20 de ani. În 2-3 ani se face, dar nu poți să o faci într-o zi. Dacă dai zoom out și te uiți la toată viața unui om, câțiva ani nu sunt într-adevăr mult, dar fundația aia, acel antrenament va fi cu tine toată viața. Și asta cred că este o investiție foarte valoroasă pe care o poate face fiecare dintre noi în el, în sănătatea lui, în bunăstarea lui, în echilibru, în toate astea. mi se pare că națiile care au acordat cea mai mare importanță educației copiilor lor, copilor lor sunt cele cel mai bine situate. Adică mi se pare că asta e cel mai important. Și noi ai neapărat nevoie de stat pentru chestia asta? Dacă ești cu adevărat în la eu copilul mă refer tău. la nivel de anvergură ca performanțe la nivel de țară. Okay. E foarte greu să fie susținut doar de părinți. Că te -ai creat un sistem omul să fie integrat social. Da. Cum era, eu știu, un comunism. Bine, e mentalitatea rusească, dar dacă cineva era bun la sport la fabrică, era scos din producție și primea același salariu ca și cum merge la muncă dacă se antrena. Aha. Asta se întâmpla pe timpul Ceaușescu și de aceea am fost noi locul 2 pe națiuni la Olimpiada din 1984 de la Los Angeles. Hm. Locul 2 pe națiuni, în condițiile în care Rusia a boicotat acele jocuri olimpice. Probabil că eram pe 3. Tot e important. Tot e important. Asta a fost efectul la chestiile astea. Da. Au, au fost făcute niște. Da, nu au fost toate lucrurile proaste. În nu este genă foarte bună pentru sport. Și, în general, suntem o genă bună. Păi, avem uh, forme de. Trebuie de să revedere. ni se dea un sistem și atunci zburăm. Ceva în care să credem. Păi, ce să crezi în altceva decât într-o medalie. Doar că cineva trebuie să te ajute să să visezi că poți să o obții. Să-ți se dea șansa să posui. Cum era deci, pe vremea aceea de a erai plătit, tu, nu aveai stres. Tu te concentrezi pe antrenamentul Și nimic nu sunt bani mulți. Am observat chestia nu asta. sunt bani mulți. Inclusiv la copii de la țară care costă de lei pe lună, îi ajut să ajungă la, să ia 10 la bac. Deci nu trebuie băga bani mulți dacă vrem cu adevărat. Nu mulți, dar trebuie ceva. Adică trebuie un stimulant ca să da. poată să trăiască decent. Da. Cred că ne trebuie un ONG de, pentru sport. Există? Cred că există, dar nu... <laughs> Nu e, nu reușește Nu și din punct de vedere practic okay. Bine, hai să terminăm într-o notă optimistă Așadar, îți, îți urez succes Sper să te văd cu un senior la campionate Eu sper să mă vezi cu mai mulți Sper să vină mai mult. Eu sunt foarte an... optimist de fel așa și ambițios. Și... și să vină oamenii să încerce așa puțin doar câțiva ani. Că se... le-am stricat la multor relevi de ei mail așa starea de bine, de confort, că am avut pretenții foarte mari de la ei și ne-am ne și certat, dar pe mulți am ridicat în sus prin atitudinea asta pentru că nu pot să fiu altfel. Ok vreau să facă și ei ce aș face și eu în locul lor. Și atunci ceva da. a... cineva mi-a dar lasă că nu sunt toți ca tine. Dar eu nu pot să renunț la visul ăsta al meu. Adică la mine de asta dacă, e mă dacă, a funcționat, dacă, metoda ta a funcționat și tu ai ajuns campion, ar trebui să poată funcționa și la alții. Normal, la metoda există. Trebuie doar să... Aici intervii ai -ai mai greu, mulți e factori. E greu că sunt foarte multe oportunități și să-ți alegi, să-ți stai... Sunt foarte concentrat. mulți factori, factori, care influențează da. familia, mai târziu iubita sau prietenul în funcție de social, adică sunt mulți factori care influențează da. și care te îndepărtează, la, te pot îndepărta la un de el. Da. El te crede, el, el e acolo, dacă ar fi da. doar cu tine, dar nu e tot timpul cu, doar cu tine. Dar mai am o curiozitate. Ca număr total de cursanți, ai mai mulți de vârsta a doua, a treia sau copii? Ca timp petrecut, e jumătate-jumătate, dar cred că stric ca și număr, pentru că eu cu copiii fac la grupă. Ok. Într-o Asta... oră faci cu cât faci private la adulți. Adică, cred că, că, de... că sunt destul de mulți, am și mari. Peste 40 s-au mulțit? 40% sau peste Peste vârsta 40. de 40 de ani. sau peste Am 30? destui. Nu, am peste 40, am și am și peste 30. Dar se mulțesc? Vin mai mulți la vârsta asta? Eu pot să mă mul să mulțesc numărul ăsta în funcție de timpul meu, aici e problema. Okay. eu limitez eu. Din cauza da, da, de că da, eu sunt da, foarte simți, serios. Dacă simți interes din partea oamenilor astora. Da. Să recupereze. Da. Eu am făcut, oameni care nu au făcut în viața lor sport, i-am okay. făcut să facă treaba asta la 50 de ani. Sau la 40 de ani. Okay. Adică, doar că, nu știu A interacționat cu mine și Nici măcar n-am încercat să-l conving Dar auzind una alta, a fost curios A încercat și după aia s-a simțit bine Și a zis, okay. bă, îmi place atmosfera okay. Adică sunt mai mulți factori și aici Dar eu consider că Sunt foarte multe cazuri așa Pe care i-am făcut să facă sport Pe oameni care nu au făcut niciodată Eu foarte puțin am preluat gata Făcuți dinainte Mare lucru. Știu, dar e varianta aia grea dacă deci, era ușor, tot. O, o majoritatea eu i-am luat de la zero. Și nici nu mă bucur să-mi vină unul de N -n 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 -n... Noi de cât timp vorbim aici, Radu? De foarte mult timp. Va? Mai un pic și se face <Ístiti> mâine. Mica. Te cred. Sensei. Mulțumesc că ai venit. Noroc că mâine s-a anulat neamură de la 7 jumate, că îți plecați la munte cei care făceam cu ei și am la 9, într-un răsfățat. Dacă începi la 9, ești răsfățat, că altfel da. începi fiecare zi de la 7.30. Am la 6 dimineața primele antrenamente mă scol pe la 5 și 20, așa că du te dat. și te odihnește, bucură -te de așa -ți zisul weekend. Îți mulțumesc că ai venit. Mersi și eu pentru invitație. Sper că v-a plăcut interviu și poate v-a dat curaj să vă apucați sau să vă gândiți mai serios să ajutați pe cineva din jurul vostru să îmbrățișeze sportul și să nu, să nu, stea mult în sport. să doar câțiva ani până să întăresc pumnii. ne, ne lucrați după ce au fost întăriți în moaie la loc. Ar trebui, da. Bine. În același număr de ani încât s-au întărit. Ok. Bine de știut. Bine de știut. Încă o dată, Nicu, mulțumim. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Uh, sper că v-a plăcut, sper că v-a dat un pic de inspirație și haideți să uh, construim mai mulți bărbați puternici și fete. Că nu cred că ne-ar strica. Să nu cumva să ne trebuiască. Uh, și, și individual și în grup. Da? Căutați cumva să vă antrenați pentru că ajută. Uh, dar cred că v-ați lămurit după interviu de astăzi. Încă o dată mulțumesc, Nicu. Vă mulțumesc, mulțumesc. și vouă că ne-ați urmărit. Le mulțumim mai ales membrilor noștri pentru susținere. Și până data viitoare, ce pot să zic? Dați-ne un like, un share și un subscribe. Lăsați un comentariu, spuneți-ne ce spor faceți și să vă fie numai bine.